Salut, eu sunt Paul, îți mulțumesc că ai intrat pe acest video. Astăzi am discutat cu Homne Dragoș, care este un student în anul 2 la Universitatea din București, fost medaliat la Olimpiada Națională de Matematică și Olimpiada Națională de Informatică. Și printre subiectele abordate se regăsesc și Olimpiada și despre cum a reușit el să obțină aceste premii la Olimpiadă. Am discutat totodată despre profesorii la liceele de prestigiu, despre oamenii care devin programatori din auzite, nu că chiar își doresc ei asta. Și am mai menționat despre interviurile la facultăți din Anglia, despre JSU, care e un eveniment organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, despre hobby-urile pe care le avem, despre startup-urile și proiectele pe care le are Dragoș și despre voluntariat. În descriere o să găsești link-uri spre cartea de vizită online a mea sau a lui Dragoș. Iar dacă ai nevoie de ajutor la informatică sau vrei chiar tu să-ți oferi ajutorul, te așteptăm pe infonow.ro pentru a-ți atinge scopul. Îți urez vizionare plăcută! Cum a început pasiunea ta pentru programare? Oh, ca să îți zic sincer, bine, cei care m-au mai urmărit știu, nu a fost chiar o pasiune de la început, adică a fost destul de dubios. La început era mai mult pasiunea, știi, pentru mate. Cred că tot timpul când te apuci de ceva, cum să-mi spui și tu, mi se pare că când te apuci de ceva, tot timpul te legi de ceva din urmă. Eu, de exemplu, m-am legat de mate și eu știam tot timpul, auzisem de la alții că, bă, dacă faci info, dacă știi mate, le cam învârți pe acolo, te descurci. Și, da, la început nu prea a fost așa pasiune 1v1, pentru că, uite, de exemplu, și prima oră, eu prima oră de info, mi-am adus aminte tocmai după ce am filmat un episod de al meu, eu prima oră de info știu că am fost la, eu făceam și karate și am făcut mult timp. Eu am fost la un concurs ceva, la un campionat și am lipsit de la prima oră de info. Și nu, nici nu știam ce am făcut pe acolo. Atunci la prima oră de info s-au făcut ceva cu niște steluțe, să afișezi, cred că cei care sunt la început și cred că ți-au și tu aminte. La început faci o chestie cu multe steluțe, să afișezi ori un pom, ori orice, un triunghi. Este de genul ăsta, da, basic. Exact, ca să vezi că bă, îți merge. Gen, merge calculatorul, ți-ai instalat tot felul de chestii. Da, da, da. Ei, eu îți dai seama că atunci, la momentul respectiv, am vorbit cu un coleg să-mi trimită și mie ce au făcut. Nu știam pe atunci, mă gândeam că... Eu nici nu știam, de fapt nici nu știam ce-i programarea la început. Și cred că așa e pentru toți, cred că a fost și pentru tine, nu știu. Nu prea îți dai seama cu ce se mănâncă. Ba, îți imaginezi că faci jocuri, ba, îți imaginezi că spargi site-uri, faci crack-uri, chestii de genul. Ce mai vezi pe internet, mai ales când am început, eu am făcut informatică din clasa a 5-a. Ăsta, zicem că a fost un noroc de-al meu. Nu știu, ai făcut-o dintre a 5-a? Nu, 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 de la liceu asta urma să te întreb dacă tu ai început în gimnaziu sau din liceu, ca majoritatea. Da, da, nu, i-am avut mare noroc, i-am început din clasa a 5-a și mi-a fost super ușor după aia la liceu, pentru că la liceu reiei ce ai făcut, cel puțin în clasa a 9-a, cam reiei ce ai făcut în 5-8. Și, dar oricum, da. E și greu la început. Asta, deci are și părți bune și părți proaste, ca orice. Am început dintre a 5-a. Când ești atunci, ți-e greu să-ți cam dai seama și ce-i calculatorul, nu mai zic, nu știam mare chestii despre el, știam să-l deschid, deschideam două jocuri și asta era tot. Da, și, ok, ca să nu mai lungesc neapărat treaba asta. Nu, nu e nicio problemă, poți să lungesc că durei, că e podcast, nu e un episod de 10 minute, știi să tăiem. Ok, ok, da, acum fiind și carantina asta, îți dai seama că toată lumea e nevorbită, toată lumea are, da, are o grămadă de gânduri în cap. Și cum ți-am zis, am fost plecat, mi-a trimis cineva lecția și mi-a trimis pe caiet. Și eu, bineînțeles, nu știam, mi-a trimis acolo un Siaut, un include your stream și cam asta a fost tot. Atunci se făcea și în Borland. Da. Borland, nu, puțin l-au prins, era o mizerie, adică... Nu știu, n-am auzit de el, eu știu că e un joc Borderlands, atâta, nu Borland. Da, de joc am auzit și eu, dar jocul ca și grafică. Uite, ca să-ți imaginezi, este, dacă, știi că în filmele vechi, dacă te-ai uitat la, de exemplu, la filmul cu, are Bill Gates și Steve Jobs, sau o grămadă de filme biografice. Da. Și... arată acolo cum codau ei, codau pe negru. E, așa era și Borland, numai că era albastru în spate.
Da, e ca un turbo, nu știu cum, turbo si Exact, ceva de genul exact, ăsta, știu, exact, știu, știu. exact. Exact, e fix așa. Și, Doamne, ce, cât de urât mi-a fost când am văzut chestia aia prima dată, pentru că, bine, am făcut pe caiet, trebuia să afișez un triunghi și la afișa invers, nu era mare inginerie. Dar după aia când am văzut chestia aia și vedeam niște butoane, era totul albastru, urât. Aveam calculatoare cu tub la laborator. Bine, că și eu acasă aveam tot un calculator cu tub, adică nu eram... Să zici că aveam server acasă și m-am dus la mai prost. Și m-am dus la ora atunci și vreo 2-3 săptămâni nu știam ce se mișcă, ce se învârte pe acolo. Eu ziceam că înțeleg, bineînțeles, că era matematică, ne mai spunea că un număr se împarte la 4, se împarte la 10, știi, ca să scoți ultima cifră, zice că îl împarți la 10 Da. sau îi faci modulul 10 ca să extragi ultima cifră. Ei, înțelegeam așa, dar să mă pui să scriu, ciuciu. Da, să Și, meargă. da, ce să meargă, eu nu aveam borla în SIU acasă instalat. Au durat vreo 2 luni până m-am gândit și eu să-mi instalez borlandul, că poate e diferit pe calculator. Normal că... Asta e dezavantajul cel mai mare când începi de mic, pentru că nu prea știi de unde să le apuci, nu ai un background foarte mare în spate. Nu poți zici că nici te-ai jucat foarte mult. Ok, și acum că era pasiunea. Pasiunea a venit... Nu știu de unde a venit pasiunea. A venit S-a venit, încet. nu știu, că ai început să lucrezi, e ca și cum că chestia aia cu pofta vine mâncând. Și, da, asta și încă puțin, l-am digerat, am înghițit cu bucăți întregi. No, a fost o... Știu, pasiunea de obicei din ceva, din punctul meu de vedere, vine din rezultate și vine după ce vezi că îți merge ceea ce faci. Adică poate ești pasionat de gătit, dar tu în momentul... Tu dacă faci două ochiuri și dai foc la bucătărie, nu cred că o să mai fii la fel de pasionat. O să fii maxim curios să vezi, bă, cum face altul de nu dă foc la bucătărie. Dar Da, înțeleg. pasiunea a venit pentru că m-am descurcat. Adică, având și un background în matematică, la mine matematica era baza și a fost și după aia și tot liceul. Având background-ul ăsta și aveam și ambiția asta de... Mă frustra, cred că asta era. Mă frustra faptul că, mă, nu, ce dracu, sunt alții mai deștepți decât mine. Cam asta era. Cum alții pot și eu nu pot. Da, interesant. Și așa am învățat. După aia, bine, am participat la olimpiadă. Eu prima... Ca și poveste, eu am dat... Tu probabil o știi. Am dat un test la info la început. Am făcut foarte praf, ne-a luat și niște teme să ni le corecteze. Temele erau și mai praf decât era testul. Și după aia mi-a spus profa atunci, în momentul respectiv, că pot să caut pe internet mai multe chestii, pot să învăț și de unul singur. Și am zis, ok, dacă pot să învăț de unul singur, de ce să nu fac și asta? Și mă duceam, învățam și singur acasă. Mă duceam și întrebam profă dacă aveam ceva întrebări și cam asta era flow-ul meu cu ea. Și După aia, care scuze că te-am întrebat. continuă tu. Ideea e că ne întrerupem, că e delay-ul ăsta de la Discord și nu prea ne dăm seama că intrăm unul peste altul. Exact. Și după aia am participat, după aia am mai dat un test. Deci mi-a spus chestia asta, eu am început să caut și acasă. Atunci mi-am instalat eu Borland-ul și mi-am făcut, am început să lucrez acasă de unul singur și după am început să mă descurc cât de cât. Am dat un test, țin minte că am luat 9 la el, adică nu era nici perfect. N-aveai cum să faci din rahat bici, nu putea deodată să iasă Da. din nimic ceva bun, dar totuși luasem 9 și era încurajator. După aia a zis că hai să ne pregătim pentru olimpiadă. Am zis, mă bag și eu, că ce am de pierdut. Ăsta e, uite, dacă e un sfat să țin minte ceva, cineva ceva, să pleci de la ideea că, bă, ce am de pierdut. Eu așa gândesc. Gândesc că dacă n-am nimic de pierdut, tot înainte. Până la urmă, nu stai nimeni mâinile, nu-ți rupe nimeni picioarele dacă greșești. Și până la urmă rămâi cu, în cel mai rău caz, dacă n-ai rezultate, rămâi cu cunoștințele respective pe care le-ai acumulat, că alea nu o să-ți dăuneze niciodată. Da, clar, nu mai vorbesc că
cel mai mult înveți din momentul în care greșești. Mai ales dacă vrei să continui în același domeniu. În orice domeniu. În orice domeniu. Eu am încercat foarte multe, deci... Na, am 21 de ani, dar eu cred că am încercat destul de mult și mai multe de încercat. Și cam în orice momentul în care, știi, dai cu piciorul ăla de piatră, de pietricică mică și se duce pietricica mai departe, nu prea înveți. Dar în momentul în care dai cu piciorul de bolovan, păi știi să ocolești bolovanul ăla. Că știi cât te doare piciorul. Cam așa funcționează. Și bine, și am încercat atunci să particip la olimpiadă. Am fost la localul, făcusem ok, nu era ceva wow, adică mă calificasem. După aia la județeană, acum nu mai știu că s-a mai schimbat de când n-am mai participat eu la olimpiadă din acum 2 ani. Am înțeles că s-a mai modificat câteva chestii, dar în momentul în care am participat eu într-a 5-a, era alt regulament de calificare la națională dacă era în primul 40 pe țară. Nu conta pe ce poziție ești pe județ, puteai să fii... Cel mai slab. Da, puteai acum... puteai să fii cel mai slab, că erau cazuri în care erai foarte slab pe județul tău, dar județul tău fiind unul bun, cum era Bucureștiul, se calificau mulți de acolo. Și se calificau prin 40 pe țară. Acum știu că s-a adăugat limita minimă de 120 de puncte pentru a ajunge la națională, deci poți fi primul pe județ dacă ai sub 120. Sigur nu ajungi la națională și ai punctaj din oficiu, 30 de puncte din oficiu pentru fiecare problemă, dacă sunt 3 probleme. Deci și că înainte se lua și 0 puncte, înainte era dubios când se lua 0 puncte, să vii acasă cu 0 puncte, era nașpa. Da, chiar era... vorba vine că este trist, că până la urmă... Dacă știe lumea că ai punct în oficiu, că zici că ai luat 0 sau ai luat... Da, da, parcă sună mai bine 30 decât 0. Da, adevărul că da, chiar sună un pic mai bine. Că, până la urmă, cei care participă la Olimpiada la Info știu, sau măcar au auzit o leacă de Olimpiada asta la Info, știu faptul că e foarte ușor 0 puncte. Poți să faci aproape perfect și ai luat 0 puncte. Deci nu... Da, e... Da. Ăsta e sistemul. E riscant. Da, e destul de riscant, dar știi, până la urmă și de aici vine adrenalina. Pentru că poți să nu faci bine și să ieși ceva puncte multe cele. Eu am pățit într-un an. Am făcut, cred că era în clasa 9 și am participat la o națională. Aveam o problemă. Deci aveam, la națională erau 3 probleme în comparație cu județeana unde erau 2. Și aveai mai mult timp, aveai 3 sau 4 ore. Și m-am apucat eu de 2 probleme. Problema 1 și 2 și 3 nu m-a apucat nici să mă împuști. Era o chestie cu un cub în spațiu. Era o nebunie pe acolo. Și am zis, bă, nu știu. E bine să știi că, să zici că nu știu. Și m-am uitat la 1, m-am uitat la 2, m-am chinuit acolo destul de mult. După mai erau, cred că, jumătate de oră, foarte puțin. La final trebuie să dai sursele. Adică dai numai fișierul care contează. Codul. Da, tu știi. Da. Dar numai codul, numai ăla contează, nu mai e pas nimănui ce ai făcut pe ei, doar rezultatul. Și eu la subiectul 3 nu făcuse nimic și am zis, hai să mă uit, măcar să îl citisem, dar măcar să încerc să fac ceva. Și am zis, am început acolo să scriu, făceam cu multe cazuri, știam că nu e bine. Dar avantajul la Info e că poți să fii puțin norocos, adică să nimerești pe niște teste, așa... Da, cazurile alea acceptate, în principiu. Da, eu spun mai mult pentru cei care nu știu. Când primești input zero, chestii de genul ăsta pe care poți să le îți dai seama ușor ce ar trebui să afișezi. Nu-i foarte, nu-i ceva demn, dar până la urmă sunt câteva puncte în plus acolo. Adică n-ai rezolvat problema, dar ai făcut câteva șmecherii măcar să obții un punctaj, decât să iei 10 puncte din oficiu, mai bine 12, 15 sau câte ai asigurat. Da, chiar mai bine, mult. Bine, astea sunt cazuri, oricum nu iei foarte multe puncte, că sunt cazuri de limită. Da. Eu acum ce am făcut mai mult, am gândit-o foarte generalist. Adică am zis, hai să nu iau soluția maximă, pentru că ar fost grea, hai să încerc să fac o soluție medie și să mai optimizez pe acolo, să mai ajustez. Nu știu, să fac o plăcintă cu mere, dar în care spun și puțin dovleac. O chestie pe acolo ca să iasă mai bun, să iasă cu gust. Că n-am destule mere. Da, înțeleg.
Și am luat foarte mult, am luat vreo 96 de puncte din 100, adică din 100, era mai mult decât o, what the fuck? O nimereală, era o optimizare. Și atunci am nimerit chiar aproape de varianta care era corectă. Deci cel mai important e să ai și un pic de noroc și să încerci. Încerci în orice, pentru că norocul... Vorba bine noroc, că norocul e, ți-l faci și singur. Ți-l faci, da, ți-l faci cu mâna ta. Exact. Voiam să te întreb care sunt rezultatele tale la Olimpiadă, că n-ai menționat asta încă. Eu am participat la multe Olimpiade. Uite, ca să... La, spun, în informatică, în principiu, și după aia putem discuta și despre matematică. În informatică, eu când am participat în clasa, în gimnaziu, m-am calificat o singură dată națională. Așa era momentul respectiv, se dădea un singur loc care se califica la național și era super greu. După aia intra 6, 7 și 8. Și atunci când m-am calificat, am terminat poziția 11. Știu că mai aveam un loc să mai iau, să iau mențiune. Că se dau premii și se dau și medalii. Atunci a fost medalii de bronz. Da. Și se dădeau mai puține în comparație cu cum se dădea după. După aia când am participat în clasa a 9-a, am luat... Deci, după aia intra 9-a, 10 și a 11 am calificat la națională. Intra 9 am luat bronz. După aia intra 10 doar am participat. Am fost... Nu mai știu. Nu o să zic la limită ca să nu pară că am fost ghinionist. Am participat. Și într-a 11-a s-a băgat un regulament că nu aveai voie să participi la două olimpiade în același timp. O chestie dubioasă. La două naționale? Da, sau nu permitea calendarul să te duci dintr-o parte în alta fără să ai o mașină. Pentru că dura foarte mult. Naționalele se făceau în general destul de departe. Nu știu, era... Cred că... Închideau ochii și aruncau așa o săgeată în hartă și unde se prinde săgeata acolo se pune. Adică erau pe la Baia Mare, Târgu Mureș, Craiova, Timișoara. Pentru cei care erau din zonă era ok. Pentru mine care veneam din Galați, făceam toată țara ca să ajung dintr-un loc în altul. Și nu mai știu atunci. Ori a fost asta cu calendarul, ori a fost... Nu s-a putut și am participat doar la mate. Dar în rest... Și la matematică tot așa, văd că ai rezultate și la matematică. Ce, da, care tot așa la Olimpiadă participări și premii la națională? La mate am luat în fiecare an medalii, adică la mate tot... Mate era un pic mai pe placul meu, să zic așa. Adică... chiar... Știu că m-am uitat și la podcast-urile dinainte, am văzut că nu sunteți mari fan mate. Nici o pană, am avut treabă cu matematică, eram aproape coregent în liceu, deci sincer. Da, tu vorbești serios. Nu știu cum poți să înțelegi. Da, aveam numai 5 și 6 la mate. Cred că de două ori am avut un 7, un 8, ceva de genul ăsta, mai mult de 8 n-am avut la liceu la mate. Bă, chiar uite, ăsta este un exemplu pentru cei care vor să se apuce de info și zic, bă, eu nu mă pricep la mate. Chiar. Eu în gimnaziu am participat la concursuri de mate, știam mate foarte bine, dar după aia când am început la liceu, cred că m-am lăsat eu să nu învăț chestii de genul și după aia a fost foarte greu să recuperez de aia. Dar ideea e că la bac am luat o notă destul de ok, adică nu a fost... Am văzut. Adică pentru nivelul ăla de bac știu cât de cât, nu sunt chiar așa de bâtă. Ideea e mai sus, acum la facultate văd că fac niște matematici. Foarte ciudate. Da, știu că fac și eu acum, nu... Că ești tot la universitate, nu? Da, la Cluj, la informatică, limba engleză. Foarte tare chestia asta cu limba engleză. Eu sunt la universitate, pentru cei care nu știu, eu sunt la universitate la București. Și sunt tot la info, doar că eu sunt la limba română, pentru că nu există limba engleză. În ce an? Ce-ai spus că nu s-a auzit? În ce an ești la facultate? Eu sunt anul 2. Eu sunt în anul 2. Și acum... Și ce părere ai despre facultate? Facultatea ta, în principiu, că despre asta poți discuta. Mă, e destul... Eu am avut foarte multe... Uite, pentru cei care vor să-și aleagă facultatea, eu le recomand să își facă o gamă cât mai largă de unde poate să aleagă. Eu am avut multe alegeri, adică când eram a 12-a, bine... Aici poate un alt subiect și ar trebui să începem de la zero. Eu am zis să încerc să merg la facultate și în străinătate.
asta era ba la impulsul părinților, ba, știi, și alea că clasă, eram într-o clasă bună, erau foarte mulți olimpici unde la mine în clasă și... Foarte fain. Da, chiar mi-a plăcut, pentru că ne... Da, una e să contează foarte mult networking-ul în care... Da, 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 să... Până la urmă, oamenii din jurul tău te influențează cel mai mult. Clar, să te susțină, să vezi la altul că faci același lucru. Că în momentul în care, nu știu, te apuci de sală și te vârți mai cu oameni grași care mănâncă la Mac, normal că ce să-i spun eu lui ăla, fii atent că am reușit să alerg cu un kilometru mai mult decât ieri. Când eu o să zic că am mâncat cu un burger mai mult decât ieri. Adică ce să... Trebuie să te înconjori de oameni care te înțeleg și asta face facultatea. Face orice facultate. Da, da, da. Și în momentul în care îți alegi facultatea, tu de fapt nu îți alegi clădirea în sine, nu îți alegi materia, tu îți alegi oamenii lângă care vrei să stai. Asta e facultatea în sine. Nu te învață... E stupid să spui că te învață multe. Poți să te plângi de faptul că nu înveți multe, că înveți mai multe singur, logic că înveți mai multe singur, fiindcă ești pe cont propriu, însă ce îți dă, acel imbot de a te băga într-o într-un networking, să zicem, care are aceeași pasiune ca ale tale și contează foarte mult. Și cred că ai văzut și tu, e diferența de la cer la pământ față de un liceu în care, să zicem, poate sunt unii care sunt pasați de informatică, dar sunt unii care nu au nicio treabă, adică eu n-am avut chiar așa mare referență. N-am avut norocul ăsta la liceu, să fiu înconjurat de olimpici, bine, olimpici la informatică, că aveam ceva colegi care erau olimpici la franceză, la chestii de genul ăsta și erau la mate info intensiv informatică și erau olimpici la franceză. Deci gândește-te, na. Și nu, cred că 2-3 colegi mai aveam pasionați așa mai mult de informatică, nu extrem de mult, dar n-aveam cu cine să discut chestia asta de zi cu zi, bă, uite ce am făcut, ce am lucrat, mai ales din a 12-a când m-am apucat eu să lucrez la informatică mai serios și mi-am găsit refugiu, mă rog, oamenii ăștia am găsit pe internet, am găsit comunitatea, o comunitate faină care să mă susțină și să am întotdeauna pe cineva pe care să întreb, să discut chestii de genul ăsta, pentru că dacă aș fi rămas la nivelul de liceu, cum eram în clasele 9-11, n-aș fi reușit în a 12-a, nu știu, chiar să ajung la facultate, nu cred că aș fi reușit să ajung la facultate în Cluj măcar. Da, foarte tare că ai putut să te... Eu nu știu, eu nu m-am pus niciodată în postura asta, pentru că eu când am intrat în clasa a 5-a, eu am intrat la clasă de mate info, adică am avut... Chiar așa era mate info? Da, noi aveam... I-am făcut 5-8-ul la... E liceu care are și gimnaziu. Și la gimnaziu erau două clase, erau filologie, bine filologie, nu mai știu, era ceva englez, nu mai știu cum se numește, dar era tip biling, filologie. Cred că ceva de gen, nu știu. Da, biling, făceau mai multe ore de engleză. Asta era diferența și noi făceam info, ei nu făceau info. Și totuși m-am integrat în oameni care aveau, e și unul din cele mai bune licee din Galați. Bine, topurile zic ar fi cel mai bun, dar... Da, ca să păstră, nu poți să zici că un liceu este cel mai bun pentru că îl iei după anumite criterii. Care s-ar putea... Da, exact. Uite, poate un liceu de artă e mai bun decât un liceu de matinfo pe alte criterii, poate pe premii, pe talent, pe orice altceva. Deci nu prea poți să le compari. Se compară... Eu la mine în liceu, chiar dacă era liceu de prestigiu, chiar era cel mai bun liceu din oraș, pentru că celelalte licee, era în principiu cel mai bun liceu pentru că trimitea cei mai mulți olimpici la naționale, la Olimpiada Națională din oraș. Că celelalte licee, deci locul întâi era liceul meu, după aia locul doi era un liceu care avea și profil de mecanică. Adică îți dai seama ce, era un liceu tehnologic. Deci asta era diferența, n-avea cu cine se bat, asta era problema, că de asta era cel mai bun din localitate. Și chiar dacă era cel mai bun liceu din localitate, nu înseamnă că toți profii erau buni. Deci eu am avut noroc la info, ceea ce m-a interesat pe mine și la mate. Bine, probabil la mate, dacă aveam un profesor mai nașpa, aveam note mai mari, un profesor mai slab. Dar am avut noroc că am avut profesori buni și la mate și la info. Și ceea ce m-a interesat, am avut întotdeauna un prof ca lumea care să mă învețe. Dar la alte clase,
Nu a fost chiar așa, profi de info, erau și profi de info destul de slabi, ori erau ei buni, dar nu-și dădeau interes, ori chiar erau slabi. Și asta e problema, chiar dacă era liceu de prestigiu, se întâlnea nu era întotdeauna că și profesorii sunt cei mai buni Da, nu, pe niciodată domeniul nu. lor. Nu, nici nu. Vorba Și vine o altă cei mai problemă. buni. Da, spune. O altă problemă că era liceu de prestigiu, vorba vine prestigiu, că nimeni nu e liceu de prestigiu, îi cel mai bun liceu, nu pot să zic că nu-i. Profesorii la alte materii cer să înveți la materia lor de parcă ești pe... Deci am avut un profesor de fizică din clasa 10 până la 12 care zicea că noi nu suntem matematică, informatică, intensiv informatică. Era matematică, informatică, intensiv informatică, liniuță fizică. Și era profesor de fizică, nu? Da, asta era problema, că trebuia să înveți la materia lui de parcă erai la profilul ăsta de fizică intensiv, nu de info intensiv. Am Da. trecut eu cu chiu cumva, foarte mult mi-a păsat, dar era și el foarte glumeț, dar chiar trebuia să înveți la materia lui, asta era problema, mie nu-mi trebuia fizică, nu mă duceam la poli, știam sigur că nu o să mă duc la poli, pentru că cu matematica și cu fizica eram certat, dar ăsta e un nu știu, stereotip, cred că se cheamă de profesori pe care îi întâlnesc la liceele foarte bune. Clar, Că nu da. prea sunt înțelegători la materiile... hai să zicem că dacă ești la profil științele naturii și zice profa de bio că trebuie să înveți foarte bine bio, e normal. Dacă îți vine la mate info intensiv și zice că trebuie să înveți foarte bine bio, nu e ok. Da. Poate rămâne cu ei cu reflexul ăsta că o preda la o clasă de științe ale naturii și vine la mate info și la fel de bine trebuie să învețe și elevii de la mate info. Da, e... Deci nu știu dacă tu ai întâlnit chestia asta la tine liceu, ai zis că au fost numai olimpici. Știi, eu mă consider un om destul de norocos, adică tot timpul, la mine cel mai mare ghinion se transforma în cel mai mare noroc. Deci tot timpul când aveam ghinion în ceva, bă, zici că aveam așa un Dumnezeu care îmi zicea, bă, nu mai lua pe acolo, chiar dacă pare că e norocos, du-te un pic mai pe lângă că s-ar putea acolo să fie adevărat un noroc. Și îți dai seama că atunci mă supăra. Uite, dar îți zic, eu am fost super norocos. Mă uitam la mine în liceu, erau clase de la A până la G. Nu știu câte. A, G, D, E, F, G. 7. 8, 7. 7, 7. Da, deci erau 7 clase. Deci eu am nimerit și cred că, nu știu cum îi selecta, am nimerit printre cei mai buni profesori. Bă, la toate materiile. La biologie aveam... Și n-am niciun motiv acum să zic că îi laud, Bine, că... buni, buni, buni în ce sens? Bun că predau materia foarte bine Nu, sau nu, buni că erau înțelegători cu că voi? erau înțelegători. Na, Și e o diferență. da, nu, clar, clar este o Că diferență, dar uite, proful ăsta de fizică la mine era bazat pe... Nu, avea întotdeauna rezultate cu elevii la Olimpiada de Astrofizică, la Olimpiada Națională. Și era pe performanță el. Și venea la noi și ne punea să învățăm fizică de parcă toți voiam să învățăm fizică și să continuăm în asta. Asta e problema, că profii buni nu înțeleg, buni că își predau materia bine, nu înțeleg elevii. Că ei poate nu vor să învețe materia lor pentru că nu sunt la profilul respectiv. Da, e... Bine, acum poate m-am exprimat greșit. Da, uite, un profesor bun e cel care teoretic are Profesor rezultatele. indulgent, cred că vrei să spui. Dar eu aș spune mai degrabă că am avut profesori care au fost buni din punct de vedere pedagogic. Pentru că cel puțin s-a văzut în rezultatele de la clasa noastră. Nu zic că de la alte clase erau mai slabi, erau mai proști, erau mai bătuți în cap. Clar nu erau, pentru că erau alte clase care intraseră cu medii mai mari decât la noi. Doar că mi se pare că ar trebui profesorii să fie și indulgenți față de cei care chiar știu ce vor să facă și se vede că au înclinații în direcția aceea. Acum nu trebuie să le, nu o să aibă 10 pe linie, pentru că ar fi nedrept față de unul care chiar Da, știe da. și se chinuie, dar ar trebui să existe o indulgență pe partea asta. La mine au fost foarte indulgenți, cam toți, și eu i-am apreciat tot timpul pentru chestia asta, pentru că nu mi-au pus bețe în roate, să zic așa. Și există profesori Da. care te ridică și profesori care te coboară, vorba veni că te coboară, pentru că
e și problematică treaba asta. Sunt mulți elevi care nu știu ce vor să facă și nu și-au găsit încă înclinația, doar cred că le place să facă o anumită direcție. La mine a fost mai bine pentru că fiind clasă de foarte mulți olimpici, toți aveam rezultate. Însemna că toți cam, ne cam găsisem un pic drumul. Nu, poate nu era tot drumul pentru viață, pentru că în viață se schimbă multe, foarte multe, dar măcar ne găsim drum pentru următorii 10 ani, să zic așa. Da, măcar o facultate. În clasa 7 am fost olimpic la chimie și n-am continuat pe chestia asta, am urât chimia la liceu. Deci nu înseamnă că dacă ești olimpic la ceva și o să continui carieră pe asta. Clar, nu zic. Eu aici era vorba doar de liceu, gimnaziu. Da, dar gimnaziu e altceva, că la liceu cam ești fixat pe ce vrei. Da, uite, eu cum văd că este sistemul, cum a fost sistemul pentru mine, pentru că nu e în general, e mult spus, e sistemul. Cum a fost pentru mine, în gimnaziu a fost efectiv toată cultura generală, adică știam și istorie, și geografie, și biologie, nu foarte bine, eram cel mai bun, dar știam. După aia la liceu am avut norocul ăsta, din nou norocul, să știu cam ce vreau să fac, adică mă pricepeam cât de cât și la fizică, și la română, să zic așa, adică nu eram slab. Mă ducea capul și pe mulți ne ducea capul. Poate ar trebui să fim și un pic mai indulgenți în unele cazuri, Zic că la liceu cam trebuie să, la materiile astea care nu prea te interesează pe tine, ar trebui să-ți dezvolți cumva intuiția. Da, uite, foarte bun dinainte asta. Din gimnaziu, să înveți să-ți antrenezi intuiția, că unele chestii sunt obvious, oricât de necunoscător ai fi într-un domeniu. Îți cam dai seama, cumva intuiești ce ar trebui să fie acolo. Da, uite, asta e una din calitățile foarte bune pe care să fii descurcăreț. Da, să te descurci în orice situație. Chiar dacă n-ai avut niciodată contact cu ceva, cumva să te descurci să poți să treci peste obstacolul respectiv. Mm-hmm, da, nu e... E foarte important și cred că ți-ai dat și tu, ai văzut ce mai bine vezi după ce ajungi la facultate, adică viața după liceu, viața înainte de liceu e diferită viața de după liceu. Și îți cam dai seama că exact. Trebuie să fii descurcăreț în viață. La liceu, nu știu dacă m-aș fi descurcat eu chiar să învăț pentru fiecare materie, nu mai aveam eu timp de informatică, mai ales în clasa 12-a. Să zic că în clasa 12-a unii profesori începeau să ne înțeleagă că aveam bac, aveam admitere, dar nu toți. Și la unele materii, precum biologia, să zic, profesoara nu prea ne dădea teste, chiar de științele naturii, deși nouă nici nu ne preda o bucată de materii și chestii de genul ăsta. Și știu că în primul semestru era să rămân corigent la bio. Deci, wow! Dar bine, prof era destul de bătrână, cred că încă... S-ar putea să și uite la episode și extrem de puțin, probabil. Știu că mi-au comentat la ceva video la un moment dat, dar de bine, nu de rău. Ideea e că, poate nu-și dau ei seama, chiar nu înțeleg chestia asta, de ce ai cere de la un elev. Hai să zic că în gimnaziu trebuie să înveți de toate, nu poți să spui că nu vreau să învăț ceva, că nu-mi place. În gimnaziu chiar trebuie să faci de toate, că nu poți să dai tu seama de ce vrei să faci. Da. Dar la liceu... Cam știi, mai ales în a 12-a, cam știi ce vrei să faci. Nu prea poți fi nehotărât, adică sunt foarte puține cazurile în care în a 12-a, în semestru, chiar de la începutul semestrului, nu prea ești decis pe ce vrei să continui. Deși am avut colegi care eram în a 12-a și ei nu prea știu pe ce vor să continui încă. Da, sunt mulți, din păcate. Asta e o problemă și care o văd eu mare. Problema asta am văzut-o că nu prea știu pe ce să continue la colegii care aveau note mari la cam toate materiile. Da, este adevărat pentru că... Care învățau doar pentru liceu, nu învățau pentru ei. Da, și ăștia. Eu mă gândeam la ăștia care poate chiar se pricep la mai multe chestii, deși... Da, cred că ai mai multă dreptate tu. Păi se pricep, cred că se pricep că... Dacă faci de toate, nu o să te pricepi la nimic bine. Da, ai mai multă dreptate. Trebuie să, pe două, trei chestii, hai să zic un hobby, să zicem că vrei să înveți informatică, știi, îți place și franceză, da, e ok. Dar nu să faci și franceză și istorie și bio și geografie și ce materii mai sunt.
Da, Că n-ai cum să excelezi în una. Și nimeni nu vrea să angajeze pe cineva care e bun la toate. Asta e cea mai importantă Da, chestie. uite, o chestie interesantă asta cu nu vrea să angajezi pe cine e bun la toate. E foarte adevărat, dar nu, e foarte adevărat, fără niciun dar. Doar Ideea e că că oam... nu, o să fii la un nivel mediocru la toate, nu o să se, asta e în principiu, că ești la un Da. nivel mediocru, că nu poți fi să excelezi în toate chestiile, adică chiar trebuie să fii geniu ca să știi de toate. Nu, Foarte da, bine. e adevărat. Asta am mai auzit-o și eu și eu, zicem că o știam destul de bine asta, că nu ai cum să fii bun la toate. Și chestia asta că zici că ești bun la mai multe chestii, te faci mediocru. Cred că e bine totuși să ai o chestie care ești foarte bun. Uite, info. Da. Asta este topicul nostru. Ești foarte bun la info. Cred că ce ar trebui să mai fii bun ar fi nu neapărat materii școlare, cât ar trebui să ai chestiile astea de soft skills, de să știi să Hobby-uri. vorbești, exact, hobby-uri, să ai Public speaking. pasiuni. Da. Deci e important. Că la liceu nu prea, uite, mai sunt cercuri de robotică, sunt cercuri de, nu știu, alte materii interesante, dar în principiu elevii care au note mari la toate nu prea mai au timp să facă și altceva. Adică ei se axează doar să ia premiul întâi în fiecare an și cam atât. Nu să dezvolte ei ceva, să învețe ceva singur. Nu Da. neapărat singur, dar să axeze pe ceva, pe un domeniu principal. Asta e cea mai mare problemă. Că acum voiam să te întreb chestia asta. Ai și un video pe tema asta despre sistemul educațional. Voiam să te întreb dacă ai avea puterea, ce ai schimba în sistemul educațional actual? O întrebare destul de bună. E și generală, dar uite ce aș schimba eu o chestie, ce m-a frustrat pe mine toți anii de liceu, pentru că eu văd un pic și diferit tot sistemul ăsta educațional. Văd destul de blurat, văd blurate părțile negative, pentru că eu am trecut printr-un liceu, cum ți-am povestit, liceu, profesori, clasă Da. bună, am avut drumul ideal. Și eu privesc totul din partea ideală. Poate sunt chestii foarte mici pe care eu nu le văd, nu știu, au WC-ul în curte sau chestii de genul. Asta nu ține neapărat de structura sistemului, adică ca și materie, eu a schimbat, m-a frustrat foarte tare partea asta de clase foarte mari. Deci ce m-a enervat tot timpul și cred că s-a rezolvat foarte multe probleme. Bineînțeles, implică multe alte chestii. Eu zic acum, eu vorbesc foarte general, că nu am date. Poftim? Te referi la clase mari, că sălile mari sau că sunt mulți într-o clasă? Nu, am avut săli foarte mari. Deci unde am fost la liceu erau foarte mari și am fost în cea mai mare sală din liceu. Nu, sunt prea mari ca și număr de elevi, pentru că nu, un profesor Ah, nu la asta poate. te referai, că Da, nu poate să am facă. avut la liceu, am avut și eu săli mari, dar am avut și în clasa nouă, am stat într-un corp care era foarte vechi, cred că era primul corp al liceului și stăteam într-o clasă, nu știu dacă avea 20 de metri pătrați, sincer zic. 25 de metri pătrați maxim avea. Da, cam așa am făcut eu gimnaziu. Eram tot într-o sală foarte îngrămădită, toate băncile Nu erau te-am gândit că ești la lipite. liceu și toată lumea e mare. Da, nu se La compară, gimnaziu ești mai mic. bineînțeles. Adică, eu zic că eram mică când eram și eu mic, dar Da, acum dacă mă înțeleg, uit e înțeleg. și mai mică. Clar, da, nu, asta mi se pare o problemă și nu e așa ușor de rezolvat, pentru că ai nevoie de mai mulți Păi, da. profesori, ai nevoie de mai multe să... Nu știu. Eu neapărat o soluție, uite, ca să ridic problema, asta ar fi. Îți dai seama, de-a lungul timpului am avut mai multe soluții în cap, însă niciuna nu pot zice că am concretizat-o. Nu e ușor. Deci să nu creadă nimeni că Da. e ușor. În general, găsești problemele, le vede toată lumea. Nu trebuie să fii un geniu ca să vezi probleme. Să găsești soluții acolo este... Dar asta ar fi o problemă, o soluție, pentru că ar fi o soluție la faptul că mulți elevi nu se simt bine, să zicem, la ore, pentru că nu se simt băgați în seamă de profesor. Sau dacă se simt băgați de seamă, se simt băgați de seamă în momentul în care profesorul ascultă. Adică numai atunci nu vrei să fii băgat în seamă. Eu, din nou, privesc din perspectiva profesorului pe care i-am avut. Am avut și profesori care nu erau chiar la fel de prietenoși, însă eu am văzut în ei, pentru că
fiind participând la olimpiade, mă întâlneam foarte mult cu profesori. Am avut un contact direct destul de mare. Și vorbeam cu ei, simțeam pe ei că ar vrea mai mult, dar nu poate la o oră. Pe... Asta este și argumentul destul de în ghilimele. Este, sunteți mulți și n-am timp pentru toți. Asta este... Și... Gândește-te mai ales la elevii care în gimnaziu când ești hiperactiv și toată lumea vorbește și trebuie să ții în frâu o clasă de 30 de elevi, toți vorbesc între ei. Na, e foarte nașpa chestia asta când sunt mulți. Zic. Nu mai zic, în gimnaziu cred că e haos. Uite, poate la gimnaziu ar putea să rămână mare. Nu știu, ori ar face liceu o chestie mult mai greu de ajuns. Eu, acum zic ideea care mi-a venit și mie, dar... Da. Nu, oricum nu o să se întâmple treaba asta pentru că na, acum am început să ajung mulți la facultate. Nu mai e wow să fii la facultate, dar la liceu. Cred că ești bătaie de joc a tuturor dacă nu intri la liceu. Și asta e o problemă. Uite, asta e o problemă că ești bătaie de joc a altora. Există școli profesionale. Sunt mulți care se ratează prin chestia asta. Deci, bine, acum pot să vorbesc și din prisma faptului că tatăl meu e profesor. Deci... E profesor, e la un liceu tehnic. Are și școală post-liceală și profesională, adică văd treaba asta. Elevi care pur și simplu nu sunt pasionați, nu văd nimic interesant în mate, în română, în info. Poate sunt pasionați de partea asta tehnică. Asta e chestia. Că mulți cred că e o rușine să fie la o școală profesională sau un liceu tehnic și asta e o problemă. Pentru că e nevoie de oameni din ăștia care să absolve astfel de școli și nu prea... Na. Da, deci câte dreptate ai. Deci e efectiv nevoie de ei și cred că e o problemă faptul că sunt văzuți. Nu știu, nu înțeleg de ce ai fi văzut prost că înveți. Nu. Ideea e că cred că sunt prost văzuți oamenii care fac muncă fizică. Asta e problema. În secolul în care ne aflăm, dacă faci muncă fizică și nu faci muncă intelectuală, ești nașpa. Ești o persoană nașpa. Nu știu, dacă faci agricultură, dacă ești tâmplar, dacă ești electrician, ești plebea societății, așa te privește lumea. Și asta e o problemă, pentru că, până la urmă, asta susține societatea. Da, oamenii și-au luat modele din Europa de Vest. Da, și da. Acolo, cine merge în Spania să zicem că face munca fizică, nu o să meargă spaniolii să culeagă căpșuni, românii merg. Da, asta e adevărat. Cum a fost cazul ăsta cu sparanghelul în Germania? Că nu o să meargă niciodată un neam să scoată sparanghel din pământ. Tot românii o să meargă. Da. Și oamenii s-au emancipat și consideră că dacă faci muncă fizică acum, nu ești o persoană demnă, să zicem. Ești un țăran, așa ești privit, că ești țăran. Uh-huh. Și e foarte mare problema asta. Uite, și că elevii la... Mie aveam o teamă la liceu când mă scotea să mă asculte sau ceva chestii de genul ăsta, că o să râdă colegi de mine. Că toată lumea, face haz de tine. Asta e o problemă. De ce să râdă? Că totul e luat în râs. De ce să râdă? Că te ascultă? Pur și simplu, de chestii pe care... Nu, ai o frică așa în tine, că ce zice nu ar fi pe placul celorlalți. Mm-hmm. Nu să râdă că spui tu o prostie, că poți să spui și ceva corect, Dar să nu fii pe placul celorlalți. Asta e chestia. Că toată lumea încearcă să fie pe placul tuturor, nu mai e nimeni cum e for el. Asta e problema. Mm-hmm. Da, foarte adevărat. Și până nu o să fie ceva, cum e criza asta, care să... ori început, ori o să înceapă în curând, nu o să se schimbe nimeni. Na. Da, uite, poate ar trebui o soluție, mai văd faptul că ar trebui să se axeze mai mult elevii pe chestii antreprenoriale. Să înțeleagă că faptul că ei fac... Uite, hai să zic cât de sincer pot fi. Nu e, munca la birou nu este pentru oricine și munca la birou nu este, s-ar putea să nu fie nici pentru mine, pentru că n-am mai încercat. Uite, eu sunt, de exemplu, o persoană destul de activă. Cine mă știe, știe destul de bine că îmi place să mă duc dintr-o parte în alta, sunt destul de activ. S-ar putea nici pentru mine să nu fie munca asta de birou perfectă, pentru că s-ar putea să nu fie mult bună pentru mulți. Este o chestie care vine de la părinți mai mult.
să ajungi, să înveți bine ca să ajungi la costum într-o clădire foarte mare. Nu înseamnă cu geamuri că... de sticlă din aia. Da, să fii cu geamuri de sticlă și să-ți dea fructe la prânz. Adică nu este pentru oricine și ar trebui... Uite, încă o problemă. Mulți se apucă de informatică pe gândul că se câștigă bine, dar nimeni nu știe că s-ar putea să nu fie pentru ei. Se apucă de multe chestii, dar nu-și dau seama că s-ar putea să nu fie pentru ei mediul în care o să întâmple totul. Da, nu și problema este... e că dacă faci doar pentru bani și atât, o să te urăști. O să urăști ce faci și o să începi să te urăști pe tine. Și nu-i chiar ok chestia asta, că ușor, ușor o să vezi că poți să ajungi chiar într-o depresie, nașpa. Doamne, ce mai mare problemă e asta cu pentru bani? Deci, mai ales la 20 de ani, 21 de ani, până 30 de ani, măi, nu vreau să neapărat de bani. Nu mă interesează, adică atâta timp cât eu am bani cât să supraviețuiesc, adică să nu fac chestii, să n-ajung în ipostaza de a face chestii pentru bani. Adică să mă duc să fac ceva ca să câștig bani să pot supraviețui. Dar, adică să câștig ok, dar vreau neapărat să văd ce vreau să fac toată viața mea. Și asta le zic la toți care mă văd. Ok, n-am ajuns până la 30 de ani ca să zic că am făcut bine. Dar nu ai vrea măcar să afli ce îți place să faci sau măcar să știi dacă este pentru tine. Ai timp de la 20 de ani până la 30, n-ai familie, n-ai copii, n-ai rate la casă. Că este n-ai o familie de întreținut, că familie probabil ai. Da. Să plătești o chirie, să plătești un credit, chestii de genul ăsta. Da, n-ai o familie de întreținut. A fost greșeala mea. N-ai... Copii, e foarte important că nu ai copii. Deci eu văd faptul, n-ai copii, ok, dacă ai, îți asumi, dar dacă nu ai, profită de faptul ăsta că nu ajungi acasă și îți vezi copilul cum îți cere de mâncare. Că tu n-ai de mâncare, nu mănânci, ok, că mănânci șnițele cu cartofi prăjiți, bine, vorba bine, pentru că oricum nu sănătoși eu. Merg pe un stil de viață sănătos. Dar dau un exemplu. Uite, piept de pui cu orez, ca bun. Să fii sănătos. O salată, frate. Sau o salată, uite, o salată, ca să fii mai... Dacă nu-i salată, nu-i sănătoasă, atunci ce mai e? Și... Da. Ai o grămadă, ai... Nu mai ai nici părinții care să-ți zică ce să faci. Asta e un mare... bonus și s-ar putea să fie un mare minus pentru mulți, pentru că dacă nu mai au părintele care zică, uite, trebuie să faci asta și asta și asta, ei se pierd. Și nu toți sunt făcuți să... Că acum e și o modă să fii antreprenor. A devenit o modă să zici că ești antreprenor. Da, bine, mulți vor și nu mulți și reușesc. Asta e... Clar. Sau mulți zic că îs și de fapt ceea ce fac nu e chiar antreprenoriat. Uite și asta. Și apropo de... chestia asta cu că lumea s-a emancipat și chestii de genul, ești tu de salată. Acum salata nu mai e salata crescută. De fapt, salata nici nu cred că creșteai în curte, dar nu mai e salata crescută în curte. Te-a strânsă de tine, curăță de tine și chiar ți-ai făcut salată din roșiile tale, din castraveții tăi și chestii de genul. O salată comandată de pe Food Panda și aia de la restaurant care ți-a făcut ție salata, și eu o luat-o, probabil... din piață și din piață acolo nu era salată românească, era salată, nu știu, grecească sau chestii de genul. Deci asta e... că nu se mai promovează... lumea nici nu mai are timp, în primul rând. Sau crede că nu are timp. Crede că nu are timp. Asta e. Că probabil s-ar face timp dacă ar fi nevoie. Oamenii, în general, nu cred că își setează prioritățile cum trebuie. Da. Se lasă foarte mult influențați. Asta e o problemă. Uite, și încă o problemă pe care... Da, uite, deci nu... ai zis atât de bine că se lasă influențați. Se lasă influențați de ceea ce văd și cred că e și pentru ei. Cum este... Da, uite, să zic sincer, e și informatica. Se lasă influențați, zic că am văzut la nu știu care câștigă foarte mult sau stă în fața calculatorului și sparge site-uri. Nu asta faci ca programator. Dacă... Și hai să zicem că spargi site-uri și faci bani mulți, dar cât a muncit omul ăla să ajungă până acolo? Nu-i de parcă eu azi încep să învăț informatică
și peste o săptămână gata, știu să sparg site-uri sau să fac mai mulți. Evident. Adică tu, uite că era și vorba aia, că tu mă plătești pe mine să fac o treabă de 5 minute pentru că am stat vreo 5 ani să învăț să fac treaba aia în 5 minute. Exact. Nu pentru că munca mea valorează cât timp am lucrat la ea. E în spate o muncă întreagă. Cum ai rămas motivat în drumul tău? Că sigur ai întâlnit multe obstacole până acum, cum ai reușit să treci peste ele? A depins până la urmă și de obstacol. Sunt obstacoli pe care nu ești făcut să le depășești. Nu, poate nu ai drumul tău să le depășești. Adică pentru mine cel puțin au fost unele obstacole. Uite, hai că ne întoarcem, facem un loop back. Na, dacă se uite, cine se uită o să poată să dea înapoi să-și aducă aminte că totul a plecat de la facultate. Uite, de Da. exemplu, care a fost că eu îți ziceam că am aplicat și în străinătate, am aplicat și în America, am aplicat și în Anglia, am aplicat. În România chiar nu era nu era o variantă. Și nu era o variantă pentru că nu aș fi vrut eu, nu era o variantă pentru că îi vedeam pe cei din jurul meu că toți se duc la facultate în străinătate. Îi auzeam pe părinți că să te duci la o facultate din străinătate că este bună. Îi auzeam pe profesori că și asta de la profesori. Profesorii îmi spuneau: du-te la facultate în străinătate că acolo se duc elevi buni. Da. Și am zis, hai să aplic și eu la facultate în străinătate. Dar nu era dorința mea, era un hai să încercăm. Și așa am aplicat Hai și să văd că na. sunt bun. Da, hai Hai să să văd că sunt mincim. bun și mă accept ăsta aici. Ca un Da, fel de oricum. validare pentru tine. Uite, a fost o validare, bine spus, pentru că pentru mine validarea a fost în momentul în care am ajuns. Deci când aplici în străinătate, aplici prima dată, nu vorbesc de America, America a fost diferită, ai mult de povestit, cred că 5 ore vorbesc mai despre aia. Deci în Anglia e mai ușor, e un proces ușor. Aplici cu o scrisoare, o recomandare de la profesor. Și după aia dai niște teste unde e nevoie să dai teste, după aia dai un interviu online, dacă e, sau un interviu on-site acolo, la facultatea respectivă și după aia ți se dă un răspuns. Și de exemplu cum a fost la Oxford. La Oxford, și ca să nu zică cineva că, bă, uite, Oxford nu știu ce, sunt mulți care ajung să dea interviuri la Oxford. Și Important sunt. români. Deci eu cunosc cel puțin patru persoane care sunt studenți actual la Oxford. Și eu Sunt cunosc foarte foarte mulți români mulți. acolo pentru că românii sunt foarte deștepți pe mate și pe info în Da. special. Și surprind foarte mult și pe profesorii de acolo. Pe treaba asta. Pentru că vin foarte mulți. Uite, hai să-ți povestesc o chestie. Deci, ok, a fost Oxford-ul. La Oxford am dat un test în București. După aia m-am dus la ei acolo și am dat niște interviuri. Sincer să fiu, nu spun asta neapărat că nu am primit ofertă, dar nici nu mi-a dat interesul așa tare, nu mi-a plăcut, sincer, la fel de tare, pentru că era foarte academic. Ok, nu o să intru foarte mult în detalii, că după aia Ok, nu. se înțelege că n-am vrut eu, nu că nu m-au vrut, ei nu m-au vrut, Da. dar nici eu nu mi-am dat interesul pentru că nu am văzut neapărat o oportunitate pentru mine. Ok, după aia am fost la Imperial, pentru cine știe, o facultate în Londra. Și cred că ai auzit. Sau. Da, Imperial London College, ceva de genul. Exact. E printre cele mai bune. E o Da, da, facultate da. inginerească în sine, pentru că se face foarte multă inginerie. Adică ai inginerie în chimie, în info, în fizică, în orice. Nu prea, nu există materii. Nu e ca la Oxford să ai istorie, să ai altceva. Ai doar inginerie informatică. Și acolo am ajuns la interviu la ei, bineînțeles, am dat tot la fel niște teste și am ajuns la interviu la ei și am dat testul cu un spaniol. Și, bineînțeles, te întreabă la început, e 20 de minute, e foarte scurt testul, interviul. Și m-a întrebat acolo, de ce ai ales Imperial, de ce. Eu deja eram călit o leacă de la Oxford, adică eram. Ce eram eu, ceva. Am văzut să cam care-i treaba. Mă duc cu întrebările astea clasice. De ce vrei la noi? Nu, de ce ai ales? Eu la Imperial alesesem matematică informatică. De ce ai ales? Ai că venisem cu el de acasă. Îi le ziceam ca pe poezie.
Și după aia mi-a dat, trebuia să rezolv două probleme. Am rezolvat o problemă destul de ușoară, era cu inducția, a doua era o chestie cu, trebuia să-ți dai seama după ultima cifră, era, da, scris mai pompos, dar ideea era, te uite numai la ultima cifră. Ideea e că obțineai ușor rezultatul, asta era. Da, și după aia trecuse doar 10 minute în 20 și... Mie mi-a plăcut Imperial, n-am ce să spun. Deci proful ăla era spaniol și era fix pe stilul nostru, adică era să râdem, să povestim, să fim foarte direcți, nu era rece. La Oxford, de exemplu, s-au prof foarte reci ca și profesori. În afară că vorbesc o engleză, cum vorbim noi moldovenește, adică foarte repede, foarte aruncate cuvinte, multe repede și înțelegi greu. Acolo nu înțelegea nici când îmi spunea aia că cât trebuie să plătesc, că era o engleză blablabla. Și engleză la... din asta de Anglia. Da, o engleză cum e la noi, Moldova. O... Da. Română. Da. Da, și mi-a... A, și ăla mi-a dat și a treia problemă. A zis, hai că uite, că ei aveau de ales acolo, îți dădea două probleme random dintr-o fișă de trei, ca să știi să nu fie aceleași. Nu știu, nu înțeleg, pentru că na, până la urmă nu sunt multe, sunt trei. Și mi-a zis, hai să dau și pe a treia. Și a treia era ceva cu o limită și când am văzut că i-am făcut-o, a zis, hai să-ți arăt facultatea. Și începea, știi, deja se schimbase dacă până atunci eu încercam să-l conving pe mine, după aia încerca el să mă convingă că uite ce facultate avem și mi-a arătat pe acolo și știu că l-a chemat cineva și a zis, bă, vezi că mai avem și interviuri după ăsta. Și el, da, uite, și mi-a zis, uite, dacă vrei să te mai plimbi pe aici. Și nu înțelegeam, adică până la urmă nu erau trei probleme pentru care pentru noi români să fie foarte grele. Erau niște abstractizări, nu era, scria limită, dar cam dădeai seama că era vorba de o limită. Era, dar pentru ei era wow și pe aia când am stat de vorbă mai erau chinezoi, arăbițoi, erau toate națiile. Și pe aia după ce stăteam de vorbă cu ei îmi spuneau, eu am avut prima problemă așa, dar m-am cam încurcat și... și întrebam și a doua cum s-a putut, aia n-am ajuns la a doua. Și crezi că e bine? Ai făcut bine? A, clar am făcut bine, sigur primesc oferta. Adică noi privim românii foarte diferit față de cum văd ei. Pentru noi ceva ușor, pentru ei, pentru noi ceva care e foarte ușor, pentru ei e greu. Și noi avem și niște gândiri din astea în... suprascrise, să zicem așa, în care zicem că, bă, noi suntem proști, noi suntem urâți, da, noi merităm. Suntem vai de capul nostru. Nu, noi suntem noi. Noi suntem români. Nu suntem nici mai proști, nici mai deștepți decât alții. Dar din câte am înțeles, în Anglia nu prea se pune accent nici pe matematică, pe informatică, niciun caz, în liceu mai ales. Adică informatica, din câte știu, nu există în liceu. În matematica e destul de slabă, adică nu e pe departe ceea ce facem noi la liceu. De asta li se pare probabil ceva greu, că se așteaptă, na, poate n-au făcut pregătire, să zic așa, poate nu s-au pregătit cu altcineva. Da, nu, materia la ei este și un pic în urmă, din ce am înțeles. Nu că e în urmă, adică noi facem mult mai mult față de ce se face în afară. Depinde de facultate, pentru că, uite, de exemplu, să zic, și depinde și de profil la care aplici, că dacă aplici, de exemplu, fizic, aplici mate-info, cum aplicam eu, aveau tot niște așteptări să știi matematică. Da. Și depinde de facultate. La Oxford mi-au dat niște chestii avionașe, ceva de genul, erau interviuri, pentru că interviurile nu erau interviuri de... La Oxford. Da, nu erau interviuri de să le faci... Am văzut și gata, calculez ca la BAC, știu cum fac. Erau foarte mult mai mult să vadă cum relaționez cu profesorul. Și uite, probabil ai văzut și la Google cum sunt interviurile, că sunt pe același stil. E foarte mult să vadă cum interacționez cu el. Nu sunt neapărat probleme de făcut la prima vedere. Că până la urmă probleme, sunt o grămadă de persoane care știu să rezolve probleme, dar nu toată lumea știe să interacționeze. Da, și plus că ei au modelul ăsta în care lucrează elevul mult mai apropiat de profesor, adică tu ai un mentor. Bine, am înțeles că și în România ar fi ceva de gen, dar
până să-ți afli mentorul, termini facultatea. La licență, cred. Cred da. Că la licență e asta cu mentorii. Nu, nu acum. La licență când anul 3, adică când ai licența, nu în anul 1 sau 2, nu știu exact cum e. Da, nu știu, auzisem o treabă când noi am avea, de exemplu, pe grupe, am avea și un fel de, cum e dirigintele la liceu, profesor. Da, 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 da. Sincer, zic, când am ajuns la facultate s-a pus problema asta, dar n-am discutat cu profesorul respectiv odată. Adică am discutat probabil, nici nu știu care e profesorul, sincer zic. Nici adică nu s-a pus nici problema nu că ar trebui să avem pe cineva să ne ghideze, dar n-am avut profesor, nici nu știu care e profesorul ăla care ar trebui să ne ghideze. Dar n-am simțit lipsa, adică dacă am avut vreodată ceva, discut cu un profesor, i-am dat mail, am discutat direct cu el, i-am dat mesaj, adică nu a fost da, clar, nu-ți că nu-ți deschiși profi. Ești foarte open-minded, profi mai ales la limba engleză, am înțeles că e ceva diferent acum, nu știu exact, dar la noi e super fain profi. A, sunt la Cluj, da, e posibil. Uite, de exemplu, eu am fost la Cluj la JSU, dacă ai auzit. E Junior Summer Da. Am auzit, dar n-am fost, n-am avut ocazia. E o tabără în care asta cum se numește? În care te prefaci că ești student. O săptămână în care te prefaci că ești student. Adică ai și e foarte tare, foarte tare. Deci dacă vrea cineva să meargă, recomand. În clasa 11, în clasa 11 spre a 12, nu în vara da, aia. Da, da, da. Între 11 spre a 12, duci acolo și o săptămână ești student. O săptămână sau două. La noi s-a mai scurtat. A fost o situație diferită și s-a bine, scurtat. Vara asta, nu cred că... Vara asta nu cred că o să nici eu nu cred că vara asta. Dar zic, da, o să mai organizez în viitor. Trecem și peste asta. Da. Anul ăsta poate nu o să fie. Nu, da, sigur, la anul o să revină tot la normal. Mai mult ca sigur. Că n-au cum să... E și normal. Nici n-ar avea cum. Și foarte tare, pentru că, uite, ca să vezi, deci stai la cămin, seara ai petreceri, adică tu ai petreceri până la 4 dimineața și după aia ai cursuri. Ai cursuri a doua zi de la ora 8, 9, 10. Stai examen ceva la final? Înțeles, la noi a fost o situație diferită și n-am stat până la final. Ah, ok. Nu, dacă nu dai examen, nu interesează pe nimeni. Nu, ce am înțeles, se dă un test la final. Se dă un test. Ah, ok, atunci e important să înveți. Copii ai, frate. Da, adică dacă vrei să te obișnuiești cu facultatea, puteai să încerci orice. Deci era efectiv o simulare că e student. Și mi s-a părut atât de ingenios că seara era, nu zic că era obligatoriu, dar... Știi cum e? E ca atunci când toți prietenii tăi se duc în club și te întreabă, vrei să vii și tu? Și tu zici nu. Adică ei, te duci, nu? Nori, cum să nu mă duc? Cam așa era și acolo, se duceau oameni, eram 100, că eram mai multe facultăți, se duceau 100 de oameni, normal că mă duceam și eu, doar nu era să rămân ca blegul în cameră și nu rămânea nimeni. Și te duceai... Am avut. Zi. Am avut și o situație din astea când m-am hotărât, cred că în 20 de minute, dacă să mă lop. Gen, am aflat de petrecere în 20 de minute și... Eram așa, am dovit să merg, să nu merg, aveam a doua zi ore, cred. Și am zis, hai că merg până la urmă, ce se poate întâmpla. M-am dus, frate, băi, ești mecher, adică, na, până la facultate nu prea întâlnești chestiile astea și e foarte faină viața de student. E foarte tare și trebuie să-ți asumi ce faci. Da, uite, mi-asum, că dacă da, mă duc la petrecere... Da, ești tânăr, adică, na, ești tânăr, ai poți, cred, nu ai 40 de ani să... Sau 50 de ani să mergi la petrecere, după aia să nu mai poți dimineața să te trezești, că ești mahmur, să nu mai poți, da, bine, da. Și ca student mai poți, dar te recuperezi mai repede, asta e ideea, că ești tânăr, adică acum trebuie să faci din asta. Oricum, ca și student, ziua are din 24 de ori, să zici că nu mai se numără 8 dormite, se numără vreo 6, să zici, max. 6. Da, exact. Și asta e frumusețe, trebuie să te bucuri de fiecare etapă, nu? Mai sunt tot fel de... Ok, sunt oameni care au reușit repede. Mai apar tot fel de modele de oameni care la 21 de ani au reușit deja în viață. Dar nu trebuie ei să fie modelele pentru noi. Adică sunt oameni care, până la urmă, au avut și un pic de noroc. Au avut și altfel viața. Nu poți să-i... Nu trebuie să... Cum ai spus și tu, nu trebuie să ne influențăm după viețile altora. Trebuie să ne și bucurăm de anumite... De anumite etape. Da, da. Și cred că, uite, acum perioada se simte cel mai mult că e nevoie să ne bucurăm de mai mult de anumite etape. Da.
Ai zis că ai fost la JSU. Ce cursuri ați făcut sau ce ore ați făcut? Ah, Să ok, văd dacă da. e ceva comun cu mine. Deci, nu, eu știu că la Cluj, că și eu am aplicat la Cluj. Eu când am aplicat doar cu dosar. Că așa A, era era. doar dosar atunci? Poftim? Era doar dosar atunci? Nu, Stai, Istobiana nu... nu era doar Da. dosar, era se făcea Erai olimpic, da. da, se echivalau notele. Da. Și am înțeles că sunt cam aceleași materii, deci s-ar putea să nu fie mare diferență. În schimb, eu ce am făcut aici, acum am făcut o chestie, un fel de algoritm și structuri de date în Cum o care. cheamă pe profa? Nu, Ai profesie? era un tip care se ocupa, era tânăr, era. Dacă nu era chiar student de master, pentru că Îl el. cheamă cumva... Era brunet? Da. Nu Mai mai. știi cum îl cheamă? Bă, Nu, cred că mai știi cum îl nu cheamă. mai știu. Știu că m-am prietenit super bine cu el atunci, în momentul Da, cred că respectiv. știu cine e. Îți zic Și. după ce terminăm ca să vezi dacă e aceeași persoană, dar cred că știu cine e. Uite, el se ocupa de. După, nu știu cum se numesc, că eu n-am participat. După liceu, la facultate sunt tot un fel de olimpiade. Sunt concursuri astea pentru studenți. ACM-uri. A, da, ACM. el se ocupă, da, e Ah, prof. ok, deci el era. E Cu el am super făcut Caterinca. niște. E singurul prof din grupul nostru de studenți de chat, de pe Messenger. Ah, ok, deci am nimerit foarte bine. S-au ales. E super de treabă. Da. S-au aliniat astrele foarte bine. După aia am mai făcut o chestie de securitate. Făceam Nu o știu, chestie n-am de avut treabă încă. criptografie. Din oceans, erau, îți dai seama că erau Da. cursuri, în așa fel încât să te atragă să vii la facultate. Nu mai știu. Deci astea Da, două mi-au rămas interesant. în minte. Am făcut, deci asta cu ARE era Super cu algoritmi, interesant. am făcut chestia asta. Am mai făcut rețele, o chestie care erau niște rețele. Și am mai făcut încă două, dar nu mai țin minte. Oricum, De-aia că e era. fain că îți prezintă viața asta de student și ce faci, chestii de genul. Dar cred că la algoritmi asta mai mult și ați discutat la început, nu cred că ați făcut ceva sincer, zic. Nu, Nu? am discutat idei, chestii foarte tare. Mi-a Da, plăcut. n-ați făcut, că așa e proful ăsta, nu? Adică nu merge direct să implementeze chestii, stai, îți discută și nu numai despre subiect, și despre ce chestii, filme, chestii de genul ăsta. E foarte, foarte Da, tare. nu mai știu, am avut foarte multe ore cu el, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, atâta mai țin minte. Da, e fain, e fain. E foarte interesant. Știu că a venit și la o petrecere de-a noastră, pentru că noi deci în fiecare seară la petreceri, ca să se înțeleagă. Nu, era un fel de maraton, încercai să-ți testezi limitele. Și a venit și el la o petrecere, a fost foarte, mi-a plăcut. Și merită să mergi, pentru că pe lângă faptul că vezi facultatea, cunoști oameni, vezi și alt. Și ar putea să fie viitorii tăi colegi, oamenii aia. Asta e cel mai important. Da, una, poți fi viitorii tăi colegi și a doua vezi și de alte facultăți, că vin de la toate facultățile. Atunci pentru mine a fost un mic șoc, să zic așa, pentru că varianta asta cu clasă numai plină de olimpici, de mate info intensiv, poate fi și dăunătoare. Fiindcă tu nu mai vezi altceva, vezi, crezi că viața e doar matematică, informatică, fizică și restul sunt ca să fie. Adică mai Da, nu apare un există, nu, medic, așa un doctor, apare un doctor, un avocat și cam astea mai sunt meserii. Nu prea mai vezi mai mult de atâta și e foarte tare să vezi și așa cred că se întâmplă și pentru cei care sunt pasionați de geografie, să zicem. Văd oameni de info. Pentru că sunt tipare diferite de oameni. Și probabil știi și tu, simți chestia asta. La info, de exemplu, sunt oameni mai introverți. Și eu mi-asum chestia asta. E posibil să fiu mai introvert. Simt că oamenii din jurul meu sunt mai introverți, pentru că asta este meseria, stai în fața calculatorului. Când dai de unul de la facultate, de exemplu, de jurnalist, ăla nu o să fie introvert niciodată. Ăla o să-ți povestească, sau literii, o să-ți povestească și o să îi meargă gura în continuu. E Da, e foarte. important. Păi da, asta e ceea ce vor ei să facă, ceea ce trebuie ei să facă. Și important să ieși, nu știu, poți să-ți iei burnout la un moment dat, să stai numai pe o chestie în continuu. Trebuie să ai, cum ai zis, cum am povestit și la început, trebuie să ai o pasiune, trebuie să ai hobby-uri, trebuie să ai ceva care să n-aibă legătură cu ceea ce faci tu, main objective. Să fie total altceva, să fie, uite, dacă eu vreau să învăț programare,
Să știu să cânt și la un instrument. Și aia n-are nicio treabă cu programarea. Da, da. Chestii de genul ăsta. Pe mine m-au, da, pe mine m-au mai împins și părinții în direcția asta. Bine, eu făceam sport, deci măcar eu cu sportul tot timpul am fost într-o relație bună. Și eu am mai învățat, am făcut școală de arte, adică am diplomă, pot să cânt la anunți, botezuri, mormântări, știu. Vine, poți să cânt sârbe. La ce instrument? La orgă. A, singur. Uai, ce șmecher, eu cântam la saxofon. Deci facem, ne facem trupă colindând toate facultățile din țară. Cred că o să-mi... Știu, când am început să cânt la saxofon, nu-mi permiteam să-mi iau eu unul singur. Gen, să-mi cumpăr eu saxofonul meu. De asta m-am și lăsat la un moment dat. A, serios? Și cred că acum o să... Da, plus că știu că în gimnaziu am început chestia asta, după aia am încercat prin liceu, dar nu prea am mai ținut. Dar cred că m-aș apuca la un moment dat, m-aș reapuca să învăț, că e un instrument foarte fain. Toate instrumentele sunt fain dacă îți plac. Da. Uite, montarea bană, dacă... Am un prieten la facultate care, știi, cânte tot la fel, cântă la, din astea mai exotice, tarabană, flaut, adică... Sună bine tarabana. Da. Dacă îi pus pe negativ ca lumea, da. Sună bine. Uite, după aia m-a ajutat faptul ăsta că am învățat, am făcut școală de arte, știam și teoria, cam știam cum se fac acordurile și după aia, într-un an, m-am gândit și eu să mă apuc de chitară. Și am zis, hai să-mi iau și eu o chitară, una mai ieftinuță, că na, era, că nu știu cât, nu mai țin minte cât am dat, dar nu mult, adică... Nu scumpe oricum. Dacă vrea să-și strângă cineva bani, poate să-și strângă să-și ia o chitară. Și am învățat foarte repede să cânt chestii de bază, nu cântăreț de chitară, nu o să mă plătească nimeni să cânt la chitară, ar fi tragic pentru el, dar e măcar încerci. Măcar încerci, e un challenge. Am văzut o chestie importantă în viața oricărei persoane, să rămână într-o formă bună, mai ales ca programator îți petreci foarte mult timp în fața calculatorului. Și am văzut că tu practici și câteva sporturi. De unde această pasiune? Eu am practicat de mic, adică eu am făcut karate. Eu am făcut karate de la 6 ani, adică eu la 6... N-am făcut ca am vrut eu la 6 ani, nici nu prea... Ai de unde să știi. M-a dus tata la un antrenament de karate. Să bate aia pe acolo și ce ai zis și tu? Hai să mă bașu. Da, în ciuda chestiilor ăsta nu se prea bat la antrenamente. Da, adică, înțeleg. Știu despre ce e vorba de karate, că da, faci mișcări, nu că te bați. Da. La majoritatea asta, cred că karate bine, înseamnă că te bați. Cred. Bine, văzut filme din alea cu... Da. Cu Jackie Chan. Da. Da, după 14 ani zici că îți cam vine cheful ăla, știi, e și o chestie bună, îți vine cheful ăsta să te bați. Și de pe la 14 ani competițiile devin și mai agresive, să zici. Nu-i bătaie ca la MMA sau la box. Bine, dar nu bătaie fizică, că mie nu prea mi-a plăcut să mă bat fizic. Ideea e competiția, spiritul ăsta competitiv se dezvoltă. Clar, asta e una, că e spiritul competitiv. O, și o chestie foarte bună. Bă, nu-ți mai trebuie conflicte cât o-i trăi, adică... Nu te mai bați cu nimeni. Nu te mai îngură cu nimeni. Nu te îngură, pentru că știi cum... Asta e chestia, știi cum e să-ți iei bătaie. Mulți oameni nu știu cum e să îți iei bătaie. Și zic, hai să fiu agresiv, hai să fiu nu știu ce, că... Dar te-ai bătut vreodată, te-ai așa... nu, dar stai să vezi ce agresiv sunt eu. Stai să ții odată bătaie și o să vezi că nu o să mai vrei să mai fii agresiv. Și ții destul bătaie ca să... Toată viața să-ți dai seama că ești mai cam. De-aia nu prea o să vezi, eu nu prea aud, bineînțeles că există incidente, dar nu prea o să vezi oameni care fac box, care fac lupte libere sau orice. Ei sunt foarte retrași față de bătăi, pentru că ei știu ce înseamnă să lovești pe cineva, știu câte chestii rele poți să-i faci. Nu prea ilegală chestia asta, dacă e sportiv de performanță în luptă sau chestii de genul ăsta, dacă lovești o persoană, poți să-ți faci închisoare. În orice poți deci să faci cred închisoare, că asta ar fi principalul pentru... motiv. Da, pe lângă da, toate da știu că dacă e sportiv și bați pe cineva, e și mai rău. Da, nu știam neapărat că poate să fie mai rău. E rău oricum, orice ar fi. Da, e rău oricum, că dai, că ei tot nu e ok. Nu e ok și... Da, e foarte important să știi, pentru că să ne ascundem după deget. Oamenii se bat.
se va, nu toate bătăile ajung la poliție, nu toate bătăile se ia ale cu dosar penal sau ceva de genul. Oamenii se mai bat. Însă e important să știi să te ferești de toate incidentele astea. Și bătaie nu poate să fie neapărat că îl lași pe la inconștient. Poate să fie o lovitură, poate să fie o împingere. Din asta în principiu. Da, poate... Să ai reflexele dezvoltate. Da, trebuie să le eviți. Asta este... Și nouă tot timpul ni s-a zis. Încercați să evitați orice, pentru că noi vedeam live, într-un fel, ce se poate întâmpla. Adică, uite, fii atent, poate lovi și să întâmplă ceva foarte grav. Rămâi cu fără un dinte, îl lovești pe ăla, se poate întâmpla multe chestii. Nu e de joacă. Bine, nu... Da, nu, nu prea... Nu cred că oamenii care te urmăresc sunt neapărat oameni agresivi. Și nici oameni care mă urmăresc pe mine sunt tot cei mai. Care se tiltează la jocuri, atâta maxim. Adică un pumn în masă, un pumn în calculator, eventual mai mult, nu? Da, mouse mare are cel mai mult de suferit de pe urma unui programator. Știu că în vara, dintre 11 și 12, mă jucam foarte mult CS. Vara, cred, da, ceva de genul, primăvară. Nu știu că am foarte mult CS și eram, mie nu prea îmi place să pierd și mă enervez la asta când pierd. Și cred că am schimbat 2-3 mouse-uri în vara aia. Și... Așa, băi, le trânteam într-un fel să... știu cum este. Eu n-am fost fan jocuri, adică nu, mă mai jucam, dar nu m-au atras. Nu pot zic că sunt... Că eu m-am plictisit în principiu de jocuri, adică am avut, eu până în clasa 11 n-am avut un calculator foarte bun, la 11, cred că am 11, da, n-am avut un calculator foarte bun să ducă jocuri, aveam ceva foarte basic și maxim SAMP, ducea SAMP, cred că 60 de FPS-uri, cred, și nici nu cred că rulează mai mult SAMP-ul, SAMP-ul e San Andreas Multiplayer. Da, știu. Și după aia, din 11, când am dat de calculator mai bun, am început să-mi instalez de toate și mă jucam de toate, dar m-am plictisit la un moment dat, adică... Mi-am dat seama că jocurile alea nu mă ajută cu nimic. În a 12-a mea dezinstalat la Steam-ul și automat toate jocurile. Și n-am mai jucat atunci, doar că acum mă mai joc ocazional. FIFA, că mă plictisesc, sau Rocket League, că ăla e un joc interesant care chiar mi-a plăcut. Da. Dar nu că joc competitiv, CS-ul chiar n-am jucat destul de competitiv și chiar mă jucam destul de mult. Dar astea mă joc doar așa când chiar am timp și n-am ce face sau... Simt nevoia asta, dar nu e... E ceva for fun, adică mă joc 2-3 meciuri și pe aia gata, numai pe ziua. Aia. Da. Nu, bun, nu înseamnă că un joc este neapărat rău. E rău în momentul în care depășește anumite limite. Unii oameni se relaxează jucându-se un anumit joc. Și eu mă mai joc. Mai joc FIFA cam atât acum, în momentul de față. Adică, bine, de când sunt acasă n-am mai jucat, dar când mai eram pe la facultate, ne mai întâlneam între noi și jucam FIFA. O activitate recreativă, să zicem așa. Că o dată de două ori nu... Sau... Da, nu e nicio problemă chestia asta. Numai să nu-ți o iei nașpa, să începi să joci ca lumea, să fii obsedat de chestia asta, să provoace dependență. Uite, sau măcar zicem că dacă ești obsedat de chestia asta, să fii obsedat până la capăt. Dar... Adică, da, să fii pro, jucător pro. Da, dacă simți că îți place. Nu e o chestie aia, dar... România e destul de... Nu recomand să... Este destul de greu și nu faci bani. Da, poate să fie greu, nu știu. Dar eu nu recomand să iei pe asta ca un mare obiectiv. Adică să zici că, uite, de mâine mă apuc să joc și eu CS. Uite, mi instalez și eu mâine CS și de mâine sunt profesionist și joc în continuu. Că s-ar putea să nu fiu bun. Adică să vină totul de la sine. Uite, mă joc o oră, mă joc o oră în fiecare zi. Un match, cred că am atât vine. O oră. Încerc două ore, după aia să încerc trei ore. Și după aia, după ce văd, bă, chiar merge, hai după aia să încerc. Dar să nu fie... Pentru că e văzut și destul de rău. Greu o să te susțină cineva să te joci ceva ca jucător pro. Înțeleg. A, eu așa văd. Voiam să te întreb ce alte sporturi mai practici. Pe lângă karate. De când am ajuns la facultate, m-am lăsat. N-am mai practicat pentru că puteam să mă duc la bujure. Pe cine, cu cine să te bați. Da. M-am apucat de sală, adică mă duc la sală.
mai fac mișcare, pentru că, cum ai zis și tu, programatorii stau foarte mult pe scaun, și zis, hai, dacă e tot să fie ceva, hai să mă apuc de sală. Și am început, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut ca și sport, că a devenit un sport fitness-ul. Și am zis, hai să, și nu, că a devenit, era, cred că și înainte. Și am zis, hai să mă apuc de sală, să, da, văd și niște rezultate, adică asta e avantajul, vezi și niște rezultate și o oră pe zi să le sun peste tot, te relaxezi. Mie mai îmi place fotbalul, adică, da, eu la fotbal, fotbal, eu la fotbal sunt portar, deci nu, nu jucător, de câmp. Și tu la fel? Exact, la fel. Eu mi-am ales portar nu pentru că eram, când eram mic nu eram ăla gras care stătea în poartă. Deci, nici pe departe, eram, eram foarte slab și tu cred că la fel, când da, nu era. Nu, eram și eu foarte slab. Ideea e că nu puteam să driblez, adică n-am înțeles niciodată driblingurile și nu prea pot să driblez. Și aveam reflexe, atâta. Da, uite, astea au fost și la mine. La mine, la dribling, să zicem că, hai, că mai îmi ieșeau două, trei driblinguri, dar în momentul în care am văzut, uite, a fost o chestie de oportunitate, zicem așa, în momentul în care am văzut că nimeni nu vrea să stea în poartă, și că toți caută portar, am zis, bă, ce să mă chinui eu să alerg pe teren, să mă mai lovește unul, da, mai lovesc exact, eu pe exact cineva, de ce să fiu prostul care își dă sufletul acolo, nu mai bine stau în poartă, singurul care vrea să stea în poartă, nimeni, uite, pe teren, pe teren o să-ți mai zică unul altul, parcă vezi că după podcastul ăsta devin, apar mai portari după, dar... Uite, stau în poartă, nimeni nu o să-mi comenteze, bă, ți-ai luat golul ăsta, pentru că, știi, în teren, cum ai, de, cum te-ai ratat de, ai ratat de acolo, pentru că dacă zici că ai ratat de acolo, ar fi zis, bă, uite, eu aș fi dat gol în locul tău, treci în apărat, da, nu, eu ratat. De ce pasă, de ce ai, da, de ce jos singur, de chestii de genul ăsta. Exact, dar în poartă cine să comenteze, ce să comenteze? Nu-ți convine, treci în poartă, a, dar nu vreau în poartă, ei, atunci taci, cam așa. Da, o altă chestie nașpa ca portar, o chestie nașpa ca portar e faptul că tu poți să aperi tot meciul, dacă îți iei un gol sau două goluri din alea nașpa, toată lumea numai golurile alea le vede după aia. Adică degeaba e mai bun. Da, dar ți-asum chestia asta. Asta da, e... ți-asum, până la urmă, na. Da, e și frumos, pentru că cel puțin eu joc la teren mic. Am încercat și la teren mare, dar n-a fost de mine. Da, la teren mic, nu poți să, la... nu poți să sar toată poarta aia, frate, terenul mare. Eu am fost, când ajung eu în colț de celălalt de poartă, așa eram eu. Eu m-am dus la fotbal când eram a noua și am dat cu capul de bar când am sărit, după, am sărit pe o parte și nu mi-a mai trebuit. Dar e nașpa, chiar e foarte mare poarta aia. Bine, dacă te șutează de la distanță, cam poți. Dar dacă rămâni unul la unul, să fugi spre om. Să știi că cea nu mai e. Cea mai chestia frică la început. Aveam frică la început să fug spre om când eram unul la unul. Dar după aia am dat seama că numai asta trebuie să fac. Când... Da, numai asta trebuie să faci. Și uite încă o chestie. Eu m-am mai dus după aia, m-am mai dus când am mai crescut. Când eram a 12, m-am dus la poartă mare și mi s-a mai părut chiar atât de mare poarta. Când eram mai mic mi se părea și asta, na, poate a influențat. Da, da, da. Da. E foarte mișto să fii portar. Eu nu văd dezavantaje. Sunt foarte mici șanse să te accidentezi. Asta trebuie luat în considerare. Acum să n-ai tu grijă să te arunci la picioare. Eu mă aruncam și la picioare la un moment dat. Adică și eu, puteam și să mă fut în cap, să-mi iau chestii da, genul ăsta. Mie nu mi-e atât de frică neapărat de minge și nici să intru la jucător. Da, nu prea m-am accentat. M-am accentat de două ori maxim ca portar. Și, da, având în vedere că înainte făceam karate, nu e așa mult, două accidentări. Da, să te recuperezi. Da. Am avut în clasă 11-a o accidentare nașpa la când eram portar. Era un corner și am sărit la corner să-l apăr, am respins mingea, gen am sărit cu pumna, respins mingea. Și era un coleg în fața mea care mi-a căzut pe picior, nu știu dacă avea crampoane sau nu, ideea că era greu. Colegul respectiv era gras. Și când mi-a căzut, nu știu dacă mi-a rupt osul sau nu, nu mai țin minte exact, dar ideea e că s-a învinețit degetul de la picior. Da, și a fost destul de nașpa că nu mai puteam să calc. Da, dar până la urmă mi-am asumat-o, că eu am sărit, că altfel îmi luam gol, așa că e mai bine. Da, da, nu, ca portar îți asum, degetele rămâi cam fără. Și am... Da,
Se pot și mai rele dacă e jucător de câmp, așa că... Da, uite, asta voiam zic acum, că îți poate și mai rău dacă e jucător de câmp. Dar oricum ies povești faine la fotbal cu băieții, chestii de genul ăsta, adică noi în fiecare am participat în colegii la campionat, nu prea făceam mai nimica și de fiecare dată erau discuții ce n-am făcut, ce am reușit să facem, dar tot anul discutam numai despre singurul meci pe care l-am avut la campionat. Da, te... Și dar după aia se... Că nu poți să te sincronizezi cu fundașii, nu te ascultă. Mi-am luat odată un autogol, că am zis unui coleg să lase mingea și am stat, o ridicat piciorul și s-a dus în partea cealaltă, mingea față de unde eram eu. Și eu am pățit mult. Tot felul de chestii din astea. Și eu am pățit mult din astea. Dar sunt faine, asta e frumusețea jocului, că rămâi cu amintirile astea. Nu, e frumusețea, da, e frumusețea jocului ăsta de echipă, îmi plac toate chestiile care țin de echipă. Și chestiile astea făcute în echipă și sincron, adică nu neapărat gen ștachetă. În care alerg eu și după aia îți dau ștachet, alergi tu. Mi se pare foarte tare chestia asta de lucru în echipă. Să facem toți în același timp aceeași lucru și să încercăm să facem combinații pe echipă. Da, da, da. E important că principiul în viață numai în echipă o să fii. Nu prea o să fii singur. Na, o să fie puține cazuri în care o să fii singur, dar întotdeauna o să ai persoane în jurul tău. Și, na, îți dezvolți chestia asta că poți comunici cu oamenii. Da, da, totul în echipă. Acum, ți-am zis, diferite tipuri de echipă. Echipe care lucrează asincron, adică lucrează, nu știu dacă neapărat unul așteaptă corect. Pe altul, chestii de genul ăsta. Exact, și există când lucrăm sincron, lucrăm toți deodată. Uite, programarea este mai mult asincron, să zici așa. Bine, acum cred că depinde și de proiect pe programare, sincer zic. Da, da, chiar nu, e mai mult asincron, că nu prea poți să scrii cod în același timp. Da, încercam să fac o paralelă. Proiect. Nu, că se scriu în același timp. La ce mă refeream era faptul că nu lucrezi. Da, nu știu. Nu vezi chestia asta. Nu vezi codul chiar se scrie în același timp. Cred că sunt tool-uri din astea să vezi, dar nu o să faci asta. Da. Adică trebuie să dai întâi commit pe GitHub să urci sau să urci undeva codul și după aia poți să vezi ce eu lucra colegul tău. Mm-hmm. Cam la asta mă refeream. Astea, în cazul în care, nu știu, o să fii într-o echipă la sport sau o echipă, uite, să zicem, de dezbateri sau chestii de genul ăsta în care trebuie să comunici cu oamenii în timp real. Mm-hmm. Asta e cel mai important. Că la sport întotdeauna comunici în timp real, nu... Cum ai zis tu, că prima dată trebuie să alergi tu, totul depinde de tine și după aia de următorul. După aia nu mai poți să influențezi în niciun caz ce faci să fac următorul. Da. Aia depinde numai de el. Da, da, sunt foarte tare chestiile astea în echipă. Sunt și frustrante, e adevărat, pentru că te poți frustra în momentul în care... Că nu întotdeauna e vina ta sau chestii de genul ăsta. Da. Dar până la urmă ți-asumi. Da. Asta e frumusețea. Asta e... De fapt, de-aia faci sportul ăla, pentru că e frumos, știi, și dacă iese bine, te bucuri în echipă, dacă iese rău, e supărat în echipă. Da, e supărat toată lumea, nu e supărat numai o persoană. Da, și... Asta e mai important. Și contează mult și în viață, că mai ai o persoană care te înțelege, mai la fotbal, mai ai încă alți coechipieri, la muncă în informatică, mai ai alți oameni cu care lucrezi, care te înțeleg, în orice. La școală aveai colegi care îți înțelegeau deci, situația. Totdeauna am promovat chestia asta, să te înconjori de oameni care au același cel ca și tine, care se fixează pe același domeniu. Cum ai zis tu, că cel mai important pentru tine la liceu a fost că ai fost înconjurat de olimpici și tot determina cumva și pe tine să ții pasul. Da, da. Da, așa e. Nu știu dacă aș fi putut altfel. Pentru că te motivează. Când vezi oamenii în jurul tău, e ca la orice. Deci în orice vrei să faci, din punctul meu de vedere, dacă faci așa, să zicem, singur, ești singur și nu te înțelege nimeni, ajungi să te blochezi psihic. Nu prea mai poți mai ține. Începi să crezi că asta e o problemă, mi se pare, că începi să crezi că tu faci ceva greșit, că nu vezi la oameni din jur să facă același lucru, când în lume suntem câteva miliarde de oameni care sigur mai există un om măcar care să facă ce faci tu. Nu zic un om, există mai mulți oameni, dar trebuie să... Da, zic așa, în general. Trebuie să te înconjori de oameni aia și ai zis bine, nu...
Dacă nu te înconjori de oameni buni, s-ar putea să crezi că tu faci ceva greșit. Da, exact. Și nu faci neapărat. Vreau să te întreb dacă ai pornit un startup sau ai de gând să îți deschizi unul. Eu acum pe viitor. Crez la un startup, dar nu este neapărat al meu, suntem o echipă mai mare. Suntem o echipă. Ok. Poți să ne dai mai multe detalii sau e ceva strict secret până să fie gata? Mă, nu e strict secret, adică în antreprenoria nu prea există chestii secrete. Sau așa, mare detalii de genul ăsta. Da, până... deci în momentul ăsta și există, se numește Happy Orders. E un site de plasare de comenzi. Nu e nimic diferit. Am avut o grămadă de încercări. Am mai avut înainte un startup pe... tot în aceeași echipă care lucrez și acum pe... influencer marketing. Adică nu în antreprenoriat e foarte greu să spui că nu mai e ca acum 40 de ani care zic, am o idee, o scriu undeva și o bag în safe să nu mai vad nimeni. Acum contează doar execuția. Eu pot să mai dau încă un milion de idei foarte bune, dar dacă nu le faci n-o să se întâmple nimic sau dacă nu știi cum să le faci. Uite, am mai avut înainte de influencer marketing, am avut site de cashback. Cashback însemna că cumpărai de pe un site și primeai o parte din bani înapoi. Am mai avut o platformă și acum zilele astea chiar am mai umblat la ea pentru că avea niște bug-uri. Pentru că n-am mai intrat pe aia de anul trecut, o platformă pentru bug. Nu era o afacere, aia nu era nimic. Era făcută un fel de... pentru că ajutor, cumva ajutor. Da, e bine să faci chestii și pentru societate. Cum... vlogul în general este pentru societate. Este ceva ce dai înapoi societății. Și nu prea e ceva din câștigat. De câștigat. Adică nu cred că ai pornit monetizarea încă sau chiar dacă ai avea pornit, nu cred că ai face foarte mult. Mai ales pe asta, bă, nici nu mi-am pus problema să încep ceva monetizat. Adică ce... am fost un ajutor. Oricum nici n-am mai lucrat. Aici e cu duș întors. E bine totuși să monetizezi anumite lucruri pentru că te păstrează motivat. Că dacă nu zici, nu mai fac chestia, scurt cum nu câștig nimic. Important să aduci aminte, să aduci aminte de la ce ai plecat. Care e scopul? Mulți oameni caută resurse gratuite întotdeauna. Adică și asta e chestia, că nu cred că trebuie să le dai înapoi ceva celor ce te-au ajutat. Asta e o problemă destul de mare. Uite, am întâlnit comunic cu cei de la tutoriale.net și era o problemă că le-au dat mesaj profesorii să le dea link, să le fac un PowerPoint despre nu mai știu ce capitol în informatică. Și erau așa, ok, și cât îmi dați sau cât plătiți? Și a zis, păi, dar noi gratis. Adică omul ăla se stă să-i dai ceva resurse gratis, tu să o faci la zero, deși pe site-ul lor e gratuit. Care e gratuit, adică profesorul ce trebuia era să dea copy-paste la sursă și să și specifice sursa de unde o luat, adică link-ul spre pagină sau chestii de genul ăsta. Și se aștepta să fie totul gratis și e o problemă că nu oferi suport celor ce te ajută, iar cei care ajută nu rămân motivați. Asta e chestia. Că tu la început ești, bamă, câți oameni vreau să ajut și după aia când vezi că oamenii nu-ți mulțumesc sau chestii de genul ăsta, ești... de ce mai fac asta? Că văd că oamenilor nu le pasă, deși poate mulți oameni au nevoie de ajutorul respectiv, dar nu știu să dea și înapoi. Da, e, în România cel puțin e treaba asta. Nu știu cum... în străinătate, nu știu. Am început și noi să apreciem anumite lucruri, să dăm bani, dar le dăm mai mult pentru validare socială decât pentru că chiar te ajută acel lucru. Da, nu neapărat bani direct sau chestii minore, gen să-ți pornești adblock, să-ți oprești adblock-ul sau chestii de genul ăsta. Poate nu contează pentru om sau e enervantă reclama aia, dar așa susții persoanele respective care te-au ajutat și te ajută în continuare. Da, că și deci, cum te duci la curve fără să plătești. Deci, na, e important că... e ceva mic acolo, dar păstrează oamenii aia care oferă resursele, îi păstrează motivați. Da, e chestia,
uite, și dona, există și principiul ăsta de a dona, dar sunt oameni care donează bine, pur și simplu pentru scopul de a continua. Uite că am vorbit de gaming. În gaming de obicei se donează. Pentru se că donează și pentru promovări în principiu, nu? Adică omul ăla tot așteaptă ceva de la ăla care căruia îi donează, nu prea donează. Sunt și oameni care donează că le plac persoanele, dar respective, dar nu toată lumea face asta. În orice, eu am învățat că în orice există aceste așteptări. Adică toată viața până la urmă este așa, un fel de vânzare. Eu îți dau ceva ca să tu să-mi dai altceva. Nu există, nu prea există chestii din care să nu există și așteptarea de a câștiga înapoi. Și în familie există chestia asta. Adică nu e ceva, uite, ăla poate donează ca să mai poată să vadă conținut mai departe, ca ăla să nu se lasă să vadă conținut sau îi dă bani ca să-l promoveze. Și în familie, de mici, ducem gunoiul ca să ne lase afară sau, adică tot timpul facem ceva ca să primim ceva înapoi. Cred că e... Ea nu prea vine chestia asta de la, din interior, din propria inițiativă. Vine că câștigi și altceva. Adică faci ceva ca să obții ceva. Tot timpul, din punctul meu de vedere, câștigi. Bine, acum sunt filozofii, sunt chestii filozofice. Mi se pare de... tot timpul e chestia asta. Da, dar ca să-ți dezvolte spiritul ăsta, să ai mai multă inițiativă, e foarte bine să participi la acțiuni de voluntariat. Și nu voluntariat în sensul în care participi și aștepți adeverința aia de voluntar, sau nu mai știu ce primești, că eu nu cred că am avut vreodată așa. Care apropo, nu ajută la nimic? Nu știu. Eu zic că o adeverință nu ajută la nimic. Era la un moment dat, doar o paranteză, era vorba la un moment dat că la facultate, în străinătate, dacă vrei să mergi, trebuie să ai o grămadă de adeverințe voluntariat. Nu o să te ajute cu absolut nimic, nu îți cere nimeni nimic. Adică dacă faci ceva și nu poți povestești ce ai făcut acolo, e egal cu zero. Ah, da, da, în principiu, adică, na, foarte mult se bagă în asociații noastre de voluntariat cu așteptarea că o să primească înapoi, cum am zis la început, adeverințe de genul ăsta, dar dacă participi la acțiuni de voluntariat și participi activ, o să-ți dezvolți, nu știu, nu bunătate, da, e o bunătate interioară pe care o ai și cumva vezi că îți vine să ajuți mai mulți oameni fără să aștepți neapărat ceva de la ei, să le dai ceva și să-ți dea ceva înapoi. Dar câteodată o mulțumesc chiar e mai valoros decât, nu știu, o sumă de bani sau chestii de genul ăsta. Bine, normal că o sumă de bani e mai importantă, dar în unele situații chiar ajută mulțumescul respectiv. Eu aș merge chiar mai departe un pic din ce ai spus tu. Aș zice că mai mult valorează acel mulțumesc decât suma de bani, cam în orice situație și neapărat mulțumesc cu ăla. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Eu de multe ori, nu neapărat un exemplu personal, de multe ori oamenii fac anumite chestii pentru validare social, pentru a se simți ei bine. Adică fac voluntariat pentru că mă simt eu bine. Eu, de exemplu, așa am văzut de multe ori. Eu de multe ori am făcut voluntariat. Ok, pentru că nu sunt ipocrit să zic că, uite, chiar m-am simțit foarte bine că acel om s-a simțit mai bine. Eu m-am simțit bine pentru că am făcut ceva. Eu m-am eliberat făcând chestia asta și în multe cazuri și să fac vlogging, mi se pare că este un, nu aștept bani, ar fi ipocrit să zic că fac asta pentru cineva, fac pentru că vreau neapărat pe tine să te ajut, vreau să te ajut pentru că mă faci pe mine să mă simt bine. Asta este ideea, că dacă nu m-ar fi făcut pe mine să mă simt bine ajutându-te, n-aș mai fi făcut asta. Da, da, e important cumva. Bine, asta e filozofia mea, nu e a tuturor. Da, nu mulți oameni fac chestia asta. Dar important, din punctul meu de vedere, este rezultatul. Adică dacă la un moment dat, cum ai zis și tu, fac voluntariat și ajut pe cineva, dacă chiar l-am ajutat pe omul ăla, mai contează așa mult că am făcut-o ca să mă simt eu bine sau ca să-l fac pe el? Adică e atât de important scopul sau e... Nu scopul, e atât de important mijlocul sau scopul? Și știu că n-ai zis tu asta, dar zic... Ca și o întrebare retorică. Nu știu. Da, 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 e foarte, foarte bine spus. Și aș puncta și pe faptul că
Na, să zicem că tu dacă faci voluntariat numai pentru adeverința respectivă, nu prea cred sincer că o să și reușești să continui, nu știu. Ai zis că nu e valoroasă adeverința asta dacă nu știi ce ai făcut acolo. Da, Deci e foarte da. important să nu fii doar pentru respectivul document, ci să fii cu sufletul și să fii dăruit acolo, că dacă o să fii la un interviu și o să vină vorba despre ce ai făcut tu ca voluntar, nu o să spună întrebare numai că ce ai făcut acolo și atât. O să te pună și să spui chestii genul ce ți-a plăcut cel mai mult, ce poate ți-a displăcut cel mai mult, ce ai schimbat și chestii din interior ca să-și dea seama dacă tu ai fost real sau nu. Dacă tu ești sincer din ce ai scris acolo sau nu. Asta e cel mai important. Da, asta e. Asta e chiar Da, ceea asta ce e esența contează. voluntariatului. Și încă o treabă, o să observe cei care fac chestiile astea pentru adeverințe, neapărat sau fac pentru că nu neapărat simte că le place ceea ce fac în direcția aia. Când o să-i întrebe la interviu, o să le fie și rușine să vorbească de chestia aia. Și Pentru că nu rușine vine de sau la nu se ei. descurcă sau se bine, de bârbi poate să bârbâie un om care are emoții, dar zic că nu o să fie, na, când ai trăit o experiență, parcă o explici altfel decât că Da. o inventezi sau că, deci când chiar ești interesat de ceva și faci acel lucru, când îl povestești alte persoane, se vede diferența că tu chiar ai fost dăruit sau nu. Asta e cel mai important. Pentru că o spui cu pasiune, asta e Da, că o toată spui cu treaba. pasiune, că ești pasionat. Da, și pasiunea asta se simte în voce. Da, exact. Dacă ar fi să încheie pe o notă pozitivă, eu aș zice că cel mai important din ce am discutat acum e faptul că tu te-ai înconjurat de persoane care sunt taxate pe același domeniu, nu sunt taxate pe același domeniu, dar în principiu erau persoane care aveau un nivel de, să zic, inteligență mai mare, care erau foarte competitive, care ai zis că erau olimpice. Și asta te-a determinat cumva și pe tine să menții pasul, să totdeauna să vrei mai mult, să nu fii mediocru și să rămâi, nu știu, la nivelul de, bă, am 5, trec și gata. Oameni de la care chiar să ai ceva de la care să Da, înveți. Să te înconjuri doar de să ai ce oameni să care înveți de la să ai ce ei. să înveți. Și să nu-ți fie rușine să le spui ce ai de făcut, ce vrei să faci, să nu te judece dacă greșești, să... Oricum oamenii o să te judece. Dar nu asta Da, e oricine, important. oricând o să te judece. Important e Dar până la să... urmă, și orice om la rândul lui judecă alte persoane, deci Clar, oricât clar. de ascuns ar fi, tot în interiorul lui undeva tot judecă. Deci nu o să poți ignora chestia asta pentru totdeauna. Da, trebuie să Important știi e să să treci și peste pierzi. tracul ăsta de a discuta cu oameni despre Da. ceea ce vrei tu să faci. Să îți fii frică să greșești. Cred că asta este cea mai Da, importantă. da. Și oamenii care te înconjură o să-ți dea impulsul ăsta că nu e rău să greșești. Păi, dacă nu încerci, n-ai cum să reușești și dacă greșești, înveți ceva de acolo cu siguranță. N-o să... Și dacă faci aceeași greșeală de două ori, până la urmă, la un moment dat, nu o să mai repeți greșeala respectivă, adică a treia, a patra, a cincea oară, îți cam dai seama că n-ar mai trebui să faci chestia aia. Da, uite, întrebarea ar fi de fapt dacă ți-ai dori să-ți pară rău că n-ai făcut o chestie sau să-ți pară rău că n-ai ieșit. Eu zic că o să-ți pară Îmi mai pare rău. rău dacă o să te gândești, bă, ce ar fi fost dacă, decât să zici, bă, uite, asta e, am încercat, măcar știu că nu e de mine. O să ai o... Nu o să fie eu bine, adică nu o să te simți bine, clar, nici eu nu mă simt bine când fac o chestie nașpa, dar măcar zic, ba, am încercat, știu cu măcar că nu e de mine sau știu Rămâi că... pur și simplu cu experiența, o să știi pentru viitor, eventual dacă e ceva fain, poți să le povestești altor oameni, copiilor tăi, nepoților tăi. Adică, cam așa îți creezi amintire, încercând chestii, nu că mergi întotdeauna după o rețetă sigură și nu întotdeauna ceea ce e și sigur e și ceva destul de fain. Adică,
trebuie să riști în viață, că dacă nu riști, n-ai cum să reușești. Uite, da, n-ai cum să reușești așteptând așa să cai din cer. Și nu ai, nu este neapărat ok, poate să stai și să aștepți să-ți vină lucrurile de-a gata. Nu vine niciodată de-a gata. Da, exact. Exact. Păi mersi mult că ai acceptat invitația mea. Chiar mi-a făcut plăcere să discut cu tine și... Bă, și mi-a plăcut. Pentru persoanele care se uită, dacă aveți sugestii pentru viitoarele podcast-uri, le puteți lăsa în comentarii. Probabil Dragoș o să răspundă la întrebări, dacă o să fie ceva întrebări pentru el. Și dacă ai ceva să le spui oamenilor? Vă mulțumesc că... Stai că acum trebuie să mă uit în cameră, presupun. Vă mulțumesc că v-ați uitat și sper că ați învățat ceva din asta. Pentru că m-a stat cât o oră 46, nici nu știu, mi-am dat seama când a trecut. A stat o oră 46, măcar dacă nu ați învățat ceva, măcar să vă fi plăcut. Și da, succes în tot ce vor să facă și să facă. Că asta e ce mai important să faci. Nu să vorbești ce ai putea să faci. Super. Zi faină și îți urez mult succes în ceea ce vrei să faci. Mersi, la fel. Și noi ne mai auzim oricum.